Raymond Chandler, adio, frumoasa mea, citește Carmen Dumitriu. Capitolul 1. Era unul dintre acele blocuri mixte de pe Central Avenue, blocuri care nu sunt încă ocupate în întregime de negri. Tocmai ieșisem dintr-o frizerie de 2 bani, la care o agenție de plasare credea că lucrează un anume Dimitrios Aleidis. Nu era o problemă prea importantă. Soția lui se arătase dispusă să plătească ceva bani pentru a-l vedea înapoi acasă. Nu l-am găsit niciodată, dar nici nevastă-sa nu mi-a dat vreun ban. Zi călduroasă, spre sfârșitul lui martie. Stăteam în fața frizeriei, privind reclama luminoasă a unui local numit Florian's, aflat la etajul al doilea. Un bărbat privea și el într-acolo. Se uita la ferestrele prăfuite cu o privire fixă și extaziată, ca un emigrant est-european care soarbe pentru prima oară din ochi Statuia Libertății. Era un tip masiv, înalt de vreo 2 metri și solid ca un camion. Se află la câțiva pași de mine. Mâinile îi atârnau șleampete pe lângă corp și o țigară uitată fumega între degetele lui enorme. Negrii liniștiți treceau pe stradă și aruncau priviri tăioase. Arăta îngrozitor. Purta o pălărie mițoasă, o haină sport gri cu nasturi albi ca niște mingi de golf, cămașă maro, cravată galbenă, pantalon gri din flanel răiat și pantofi din piele de crocodil cu pete albe în dreptul degetelor. Din buzunarul de la piept se revărsa o batistă galben strălucitor, ca și cravata. Avea și niște pene colorate, înfipte în panglica de la pălărie, dar ar fi fost la fel de șocant și fără ele. Chiar și pe o stradă mai deocheată ca Central Avenue, omul nu putea trece neobservat. E ca și când ai vedea un păianjen pe o felie de cozonac. Era palid și nebărbierit. Oricum, tot nebărbierit ar fi arătat. Avea păr negru și creț, sprâncene stufoase care se întâlneau deasupra nasului borcănat, urechi mici și delicate față de statura sa și o privire melancolică, specifică ochilor cenușii. Stătea nemișcat ca o statuie. După mult timp, a zâmbit. A pornit agale pe trotuar către ușile batante ce ascundeau scările pe care se putea ajunge la etajul al doilea. A împins ușile, a aruncat o privire rece și inexpresivă în lungul străzii, apoi a intrat. Dacă ar fi fost mai mic de statură și mai puțin țipător îmbrăcat, aș fi crezut că vrea să dea o spargere. Dar cu hainele, pălăria și constituția asta era imposibil. Ușile s-au balansat un timp și erau pe punctul de a se opri. S-au deschis însă din nou, în afară, brusc. Ceva a zburat de-a luatul trotuarului și a aterizat în șanțul dintre două mașini parcate. A aterizat în mâini și în genunchi, scoțând un sunet strident, ca un șoarece încolțit. S-a ridicat încet și a recuperat pălăria și s-a retras pe trotuar. Era un negru tânăr, subțire, cu umeri înguști. Purta un costum iliachiu cu o floare la butonieră. Avea părul negru și lucios. A rămas cu gura deschisă și a gemut un moment. Trecătorii l-au privit nepăsători. Și-a potrivit pălăria, s-a târât până la perete și a început să meargă nesigur de-a lungul clădirii. Liniște. Totul a reintrat în normal. M-am îndreptat către ușile batante și am rămas în fața lor. Erau nemișcate. Nu era treaba mea, așa că le-am deschis și am privit înăuntru. O mână imensă a apărut din întuneric, m-a apucat de umăr și m-a strâns îngrozitor. Aceeași mână m-a tras înăuntru și m-a ridicat fără niciun efort pe prima treaptă. O voce groasă mi-a șoptit. Să nu mai tuciuri pe aici. Ai mai văzut așa ceva, amice?" Era întuneric și liniște. Sunete vagi trădau prezența oamenilor sus, la etaj, dar eram singur pe scări. Namila m-a privit solemn și a continuat să-mi strivească umărul. Un negru, a zis. Am aruncat afară. Ai văzut cum l-am azvârlit? Mi-a eliberat umărul. Osul nu părea rupt, dar brațul era înțepenit. Doar știi cum sunt localurile astea, am zis, în timp ce-mi frecționam umărul. Știi la ce să te aștepți. Nu spune asta, amice, am râit Namila încet, ca patru tigri după o masă bună. Velma lucra aici. Micuța Velma. Mi-a apucat iarăși umărul. Am încercat să mă feresc, dar era rapid ca o pisică. Are început să-mi frământe mușchii cu degetele lui de fier. Da, a zis. Micuța Velma. N-am văzut-o de 8 ani. Zici că asta e o cârciumă de negri? Am confirmat bolborosind. M-a ridicat încă 2 trepte. M-am smucit încercând să mă eliberez. Nu aveam armă, pentru că mi se păruse inutil atunci când îl căutam pe Dimitrios Aleidis. Oricum, nu cred că mi-ar fi fost de vreun folos. Probabil că Namila ar fi înghițit-o. Du-te sus și convinge-te, i-am spus, încercând să ascund agonia din glas.
Mi-a dat drumul din nou. M-a privit și ochii lui cenușii împrăștiau tristețe. Mă simt bine, a zis, și vreau ca nimeni să nu mă enerveze. Hai să mergem sus și să bem ceva. Nu te vor servi. Ți-am spus doar că e o cârciumă pentru negri. N-am văzut-o pe Velma de 8 ani, spune cu vocea aceea puternică și tristă. 8 ani de zile de când ne-am despărțit. Nu mi-a mai scris de 6 ani. Are cu siguranță un motiv. Lucra aici. Era foarte drăguță. Hai să mergem sus. Bine, am strigat. Am să merg cu tine. Dar nu mă mai împinge. Lasă-mă să merg singur. Mă simt bine. Sunt deja băiat mare. Știu chiar să mă duc singur la baie. Nu mă mai împinge. Micuța Velma lucra aici, spuse încet. Nu era atent la mine. Am început să urcăm pe scări. M-a lăsat să merg singur. Umărul mă durea și ceafa mi-era udă. Capitolul 2. Alte două uși batante separau capul scărilor de local. Namila le-a deschis ușor, împingându-le cu degetele, apoi a intrat în încăpere. Era o cameră lungă și îngustă, nu prea curată, nici prea luminoasă. Un grup de negri cânta și sporovoia într-un colț, în jurul unei mese de joc luminate. Lângă peretele din dreapta se afla un bar. Restul încăperii avea numai mese mici și rotunde. Erau câțiva clienți, bărbați și femei, negri cu toții. Lampa de deasupra mesei de jos s-a zguduit și zgomotul a încetat brusc. S-a așternut o liniște apăsătoare. Toți ochii aceia cafenii s-au întors către noi. Vedeam fețe cu nuanțe între gri și negru, ai căror ochi străluceau și priveau curioși la reprezentanții unei alte rase. Un negru solid, cu gâtul gros, stătea rezemat de bar. Avea dungi roz pe mâinecile cămeșii. Bretelele alb cu roz se încrucișau pe spatele său lat. Se vedea de la două poște că-i gorila localului. S-a întors încet și ne-a privit, în timp ce își întindea picioarele și își plimba peste buze limba imensă. Fața plină de cicatrici, crestată, turtită și cu pielea îngroșată, îți dădea impresia că suportase toate loviturile pe care ți le poți imagina. Poate mai puțin aceea cu o cupă de excavator. Părul scurt și creț avea reflexe gri. Uneia dintre urechi îi lipsea lobul. Era mare și greoi. Avea picioarele groase și, foarte ciudat pentru un negru, crăcănate. Și-a mai mișcat puțin limba, apoi a zâmbit și a pornit spre noi în poziție de luptă. Omul meu l-aștepta calm. Negrul, cu dungi roz pe mâneci, a pus mâna sa neagră și masivă pe pieptul Namilei de lângă mine. Prin comparație, mâna aceea mare arăta ca o gămălie de ac. Namila nici nu s-a clintit. Bătăușul a zâmbit puțin. Nu primim albi aici. E numai pentru negri. Îmi pare rău. Cu ochii săi mici și cenușii, Namila a aruncat o privire rapidă prin încăpere. Obrajii i s-au îmbujorat puțin. Cioară nenorocită, a spus încet cu amărăciune. Apoi a ridicat vocea. Unde-i Velma? Gorila se amuza. A studiat hainele albului, cămașa maro și cravata galbenă, haina gri și mingile acelea de golf pe ea. Își mișca delicat capul, privind din diverse unghiuri. Apoi și-a coborât privirea către pantofii din piele de crocodil. A râs încetişor, apoi a zis, Velma, zici? Nu-i nicio Velma pe aici. Nici mărfuri ilegale, nici curve. Și acum, cară-te, albule, cară-te. Velma lucra aici, spuse Namila. Vorbea ca prin vis, parcă ar fi fost singur într-o pădure, culegând 3 frați pătați. Am scos batista și mi-am șters din nou ceafa. Gorila a început deodată să râdă. Tu, zise, aruncând prietenilor săi o privire rapidă peste umăr. Velma lucra aici. Dar nu mai lucrează. S-a retras. Ha, ha, ha. Fă bine și ea la baia nenorocită de pe cămașa mea, l-a atenționat Namila. Gorila s-a încruntat. Nu era obișnuit să-i se vorbească așa. Și-a retras mâna și a strâns-o într-un pumn de culoarea și dimensiunea unei vinete mari. Trebuia să se gândească la slujbă, la reputația sa de bătăuș, la ce vor spune prietenii săi. A cumpănit o secundă, apoi a făcut o greșeală. Cu o mișcare scurtă din cot, a expediat un pumn în falca albului. În încăpere s-a auzit murmure. A fost o lovitură bună. Umărul s-a deplasat, corpul a venit după el. Era foarte multă forță în acest pumn și omul care l-a expediat avea multă experiență. Namila însă nu și-a mișcat capul mai mult de 1 centimetru. N-a încercat să pareze lovitura. A încasat-o, s-a scuturat puțin, a scos un sunet înfundat și l-a apucat pe negru de gât. Gorila a încercat să lovească cu genunchiul între picioare. Uriașul l-a ridicat, l-a întors, apoi și-a depărtat puțin picioarele, l-a îndoit spre spate și l-a apucat de curea, care s-a rupt ca o oață. A pus mâna sa imensă pe spatele negrului și l-a zvârlit de-a lungul încăperii.
Trei clienți au sărit din fața gorilei, care, învârtindu-se, clătinându-se și agitându-și mâinile, a luat din drum o masă, apoi s-a izbit de perete, producând un zgomot care trebuie să se fie auzit până la Denver. Există indivizi care cred că pot să o facă oricând pe deștepții, a zis Namila și s-a întors spre mine. Da, hai să bem ceva. Ne-am îndreptat spre bar. Cât ai bate din palme, clienții au devenit umbre mute ce se deplasau în cea mai mare liniște prin cameră pentru a ajunge la ușile din capul scărilor. Nici un zgomot, ca niște umbre pe iarbă. Nici ușile n-au fost lăsate să se balanceze. Ne-am rezemat de bar. Whisky sec, a zis Namila. Tu ce vrei? Whisky sec, am răspuns. Am primit whisky sec. Uriașul alb sorbea impasibil whisky-ul aflat într-un pahar scund și gros. Se uita fix la barman, un negru gras, speriat, îmbrăcat într-o haină albă și care se mișca cu încetinitorul. Tu știi unde e Velma? Velma, spui, a zis barmanul pe un ton tânguitor. N-am mai văzut-o pe aici în ultimul timp. Nu, domnule, n-am mai văzut-o. De când ești aici? Păi, să vedem, a zis barmanul. Apoi a lăsat prosopul, s-a încruntat și a început să numere pe degete. Cam de 10 luni, cred. Aproape un an. Cam așa. Ia mai gândește-te. Barmanul s-a uitat speriat și mărul lui Adam a început să-i se miște ca o găină decapitată. De când a devenit localul ăsta o cârciumă pentru negri? A întrebat uriașul cu asprime. Poftim? Namila a strâns pumnul în jurul paharului, care a devenit aproape invizibil. De cel puțin 5 ani, am răspuns. Tipul ăsta n-are cum să fie auzit despre o fată albă numită Velma. Nimeni de aici nu știe. Uriașul s-a uitat la mine de parcă nu m-ar mai fi văzut până atunci. Whisky-ul nu l-a trezit. Cine dracu te-a rugat să-ți bagi nasul unde nu-ți fierbe oala? Am zâmbit. Un zâmbet foarte larg și prietenos. Eu sunt tipul care a venit aici cu tine. Îți aduce aminte? A rânjit drept răspuns. Whisky sec, i-a spus barmanului. Mișcă scundul mai repede. Marș! Barmanul a șters-o, dându-și ochii peste cap. M-am întors cu spatele la bar pentru a privi încăperea. Era goală, dacă exceptam barmanul, Namila, pe mine și gorila lipită de perete. Gorila se mișca. Se mișca încet, cu greutate, datorită durerilor. Se tăra pe lângă perete ca o muscă fără o aripă. Se mișca prin spatele meselor, obosit, dezamăgit, neputincios. L-am privit chinuindu-se. Barmanul a adus încă 2 whisky-uri. M-am întors cu fața la bar. Uriașul de lângă mine a aruncat gorilei o privire fugară, apoi nu i-a mai acordat nicio atenție. N-a mai rămas nimic din cărciuma asta, s-a plâns el. Era o scenă micuță, o orchestră și niște camere drăgălașe, unde un tip putea să se distreze. Velma cânta aici. Era roșcată, drăgălașă ca niște chiloței de dantelă. Tocmai trebuia să ne căsătorim atunci când mi-au pus în cârcă o porcărie. Am luat cel de-al 2-lea whisky. Începusem să mă satur de aventuri. Ce s-a întâmplat? Unde ți imaginezi că am fost ăia 8 ani de care ți-am povestit? Ai prins fluturi și am fipt în piept arătătorul cât banana. La pârnaie. Mă cheamă Malloy. Toată lumea îmi spune Mus Malloy, fiindcă sunt așa mare. Afacerea Great Band. 40 de miliarde. Singur. E ceva, nu? Și ai de gând să-i cheltuiești acum? Mi-a aruncat o privire tăioasă. În spatele nostru se auzeau zgomote. Gorila era din nou în picioare, clătinindu-se puțin. A pus mâna pe mânerul rotund al unei uși greu vizibile, aflată în spatele mesei de joc. A reușit, cu greu, să o deschidă. Apoi s-a auzit un zgomot de ușă închisă și o încuietoare. Unde duce asta?" a întrebat Malloy. Barmanul și-a dat ochii peste cap și a căutat cu privirea ușa pe care gorila a intrat împleticindu-se. Păi, ăla e biroul lui domnul Montgomery. El e șeful. Are birou acolo, în spate." Ăsta ar putea să știe ceva," a zis Namila și a golit paharul dintr-o înghițitură. Ar fi bine să n-o facă pe deșteptul. Încă 2 pahare." A traversat încăperea fără să se grăbească, cu mișcări sigure și degajate. Spatele său enorm era mai lat decât ușa aceea încuiată. Scuturată puțin, ușa a cedat. Malloy a intrat și a trântit ușa după el. Era liniște. L-am privit pe barman și el pe mine. A lustruit teșgheaua, a oftat și a lăsat mâna dreaptă în jos. M-am întins peste teșghea și l-am prins de brațul subțire și fragil. I-am zâmbit, ținându-i brațul în continuare. Ce ai acolo, jos, băiete?" Și-a nins buzele, s-a lăsat pe mâna mea și n-a scos o vorbă.
Fața lui neagră a devenit cenușie. Tipul ăsta e puternic, am zis. S-ar putea să facă mult mai mult decât ai văzut până acum, din cauza băuturii. Caută o fată pe care o cunoștea. Ăsta era un local pentru albi. Te-ai prins? Barmanul și-a lins buzele. A lipsit multă vreme. 8 ani. Nu pare să-și dea seama ce mult înseamnă asta, deși m-aș fi așteptat să-i separe o veșnicie. El crede că cineva de pe aici trebuie să știe unde-i prietena lui. Te-ai prins? Credeam că ești cu el, a șoptit barmanul. N-am avut de ales. M-a întrebat ceva jos și apoi m-a târât după el. Nu l-am mai văzut până acum, dar n-am avut chef să zbor peste niște clădiri. Ce ai acolo jos? O pușcă cu țeava scurtă. Vai, e ilegal, am șoptit. Uite ce e, sunt de partea ta. Ce mai ai acolo? Mai am un pistol, într-o cutie pentru țigări. Dăm drumul la braț. Bine, am zis. Acum, depărtează-te un pic. Ușurel. Mai într-o parte. Nu e momentul să te joci cu pistolul. Spuneai, a zis barmanul rânjind, lăsându-și întreaga greutate pe brațul meu. Spuneai... S-a oprit. Ochii s-au rotit și capul s-a mișcat brusc. Dinspre capătul încăperii s-a auzit un pocnet surd. Era dincolo de ușa de lângă masa de joc. Putea fi o ușă trântită, dar era destul de improbabil. Cam așa gândea și barmanul, care a înțepenit de frică. Vorbea fără nicio noimă. Am ascultat. Nu era niciun alt zgomot. M-am dus repede în spatele teșghelei, dar era prea târziu. Ușa din capătul sălii s-a deschis cu zgomot și a apărut Moose Malloy cu mișcări calme și greoaie. S-a oprit și pe față i-a apărut un zâmbet larg, forțat. În mâna sa, un Colt Army 45 arăta ca un pistol jucărie. Să nu încerce careva vreo glumă proastă, a spus cu o voce degajată. Puneți mâinile pe bar. Și eu și barmanul l-am ascultat. Moose Malloy a privit încăperea cu atenție. Râja încordat. A pornit spre noi. Chiar și în hainele astea arăta ca un om ce ar putea jefui singur o bancă. A ajuns la bar. Mâinile sus, cioară, a zis încet. Barmanul a ridicat mâinile. Uriașul a trecut în spatele meu și m-a pipăit cu mâna stângă. Simțeam în ceafă respirația lui fierbinte. M-am depărtat puțin. Nici domnul Montgomery n-a știut unde e Velma, a zis. Totuși, a încercat să-mi spună. Cu asta. Mâna puternică a lovit ușor pistolul. M-am întors și l-am privit. Da, o să mă recunoști. N-ai să mă uiți, amice. Spune-le copoilor să fie cu ochii în patru. S-a jucat puțin cu pistolul. Salut! Trebuie să prind un tramvai. A pornit spre scări. N-ai plătit pentru băutură, i-am atras atenția. S-a oprit și m-a privit cu atenție. Ai ceva dreptate, dar eu n-aș insista foarte tare pe chestia asta. Și-a continuat drumul, a trecut de ușile duble și pașii au început să se audă la distanță tot mai mare. Barmanul s-a aplecat. Am sărit în spatele teșghelei și l-am împins. O pușcă cu țeava scurtă se afla pe un raft sub un șervet. Lângă ea, o cutie pentru țigări în care se găsea un 38 automatic. Le-am luat pe amândouă. Barmanul s-a rezemat de rafturile pentru pahare. M-am îndreptat către ușa strâmtă de lângă masa de joc. De la ușă pornea un coridor în formă de L, aproape neluminat. Gorila era întinsă pe podea, inconștientă, cu un cuțit în mână. M-am aplecat, am luat cuțitul și l-am aruncat pe niște scări. A inspirat greu. Mâna i-a rămas nemișcată. Am pășit peste gorilă și am deschis o ușă pe care scria cu vopsea neagră, scorojită, birou. Lângă fereastra parțială acoperită cu scânduri, era un birou mic și zgâriat. Pe scaunul cu spătar înalt se afla un corp țapăn, cu capul atârnat pe spate, în așa fel încât vârful nasului era îndreptat către fereastră. Ceafa fiind sprijinită de spătar, capul atârna ca o cârpă, ca și când ar fi fost prins în balamale. În dreapta omului, într-un sertar deschis, se afla un ziar cu o pată de ulei în mijloc. Acolo trebuie să fi fost arma. Poziția capului domnului Montgomery dovedește că ideea de a folosi pistolul nu a fost prea fericită. Pe birou se afla un telefon. Am lăsat pușca jos și, înainte de a chema poliția, am încuiat ușa. M-am simțit mai în siguranță așa, iar domnul Montgomery nu părea să aibă ceva împotrivă. Până când a ajuns mașina de patrulare, barmanul și gorila dispăruseră și eram singur în local. Capitolul 3. Cazul a fost în credința lui Nulty, un timp agitat, slăbănoc la față, cu mâini lungi și galbene, pe care le-a ținut pe genunchi, încrucișate, cea mai mare parte a timpului în care am stat de vorbă.
Era locotenent în cadrul secției de pe 77 Street. Am discutat într-o încăpere sărăcăcioasă, cu două birouri mici, așezate față în față, între care era loc pentru o singură persoană. Podeaua era acoperită cu linoleum maro, murdar, iar aerul era îmbăxit cu fum de țigară. Cămașa lui Nalti era veche și ponosită, iar mânecile de la haină erau îndoite înăuntru. Un om atât de sărac nu putea fi decât cinstit, dar nu părea persoana potrivită pentru a-l înfrunta pe Mus Maloi. A aprins un chiștoc, apoi a aruncat bățul de chibrit pe podea, unde se aflau multe altele. Ciori! Încă o crimă de-asta împuțită! Asta e recompensa după 18 ani petrecuți în departament. Niciun articol, niciun anunț, nici măcar 4 rânduri în rubrica de diverse. N-am zis nimic. A luat cartea mea de vizită, a citit-o din nou, apoi a aruncat-o. Philip Marlowe, detectiv particular. Doamne, dar ești un tip puternic. Ce-ai făcut tot timpul ăla? Care tip? Timpul în care Maloi rupea gâtul negrului. A, dar asta s-a întâmplat în altă încăpere. Iar Maloi nu m-a informat că se duce să rupă gâtul cuiva. Bate-ți joc de mine, a zis Nalti supărat. Hai, bate-ți joc de mine. Toți fac la fel. Ce mai contează unul în plus? Bietul Nalti. Tot timpul se fac glume pe seama lui. Nu vreau să-mi bat joc de nimeni. Chiar așa a fost. S-a întâmplat în altă încăpere. Da, sigur, răspunse Nalti, în timp ce sufla fum de țigară proastă. Doar am fost acolo și am văzut, nu-i așa? Nu era înarmat? Pentru treaba asta, nu. Ce treabă? Căutam un frizer care și-a părăsit nevasta. Ea crede că ar putea fi convins să se întoarcă acasă. Un negru? Nu, un grec. Bine, a zis Nalti și a scuipat în coșul de gunoi. Bine, și cum l-ai întâlnit pe uriașul ăsta? Ți-a mai spus. Pur și simplu s-a întâmplat să fiu pe acolo. A zvârlit un negru de pe Florian's, iar eu am făcut împenia de a băga capul înăuntru ca să văd ce se întâmplă. M-a dus sus. Adică te-a amenințat? N-avea armă la el atunci. Oricum, eu n-am văzut vreo armă. Pistolul l-a luat de la Montgomery, probabil. M-a cărat după el. Pasta n-a înghit. Tu ești cel care poate căra pe cineva cu ușurință. N-are niciun rost să ne contrazicem. Eu l-am văzut pe tip, tu nu. Poate să ne care la fel de ușor ca pe un ceas de mână. Până când a plecat, n-avea cum să știu că a omorât pe cineva. Am auzit o împușcătură, dar m-am gândit că cineva s-a speriat și a tras în Maloi, după care uriașul i-a luat arma. Și de ce, mă rog, te-ai gândit tocmai la asta? A întrebat Nalti suav. Doar a folosit o armă ca să jefuiască banca aia, nu? Gândește-te la hainele pe care le purta. Nu te-ai fi dus să omori pe cineva îmbrăcat în halul ăla. O căuta pe Velma, cu care era prieten înainte de a fi arestat pentru treaba cu banca. Lucra acolo, la Florian's, sau cum s-o fi chemat localul ăla, pe vremea când era pentru albi. Acolo l-au prins. O să-l găsești. Cum să nu? Așa de mare și cu hainele alea, e o joacă de copii. De acord. S-ar putea să aibă un alt costum. O mașină, o ascunzătoare, bani și prieteni. Dar o să-l prinzi. Nalti a scuipat din nou în coșul de gunoi. O să-l prind, a zis. Cam atunci când o să-mi crească al treilea rând de dinți. Câți oameni lucrează la cazul ăsta? Unul. Ții de ce? Nici un pic de publicitate. Odată, în partea de est a 84 Street, s-au tăiat 5 negri. Era sânge pe mobilă, pe pereți și pe tavan. Când am ajuns acolo, am văzut în fața casei un individ care lucrează la Chronicle, un reporter. S-a dus până la terasă și s-a întors la mașină. S-a uitat urât la noi și a zis, la dracu, iar negri, și s-a cărat. Nici măcar n-a intrat în casă. Poate a fost eliberat condiționat. În cazul ăsta te vei bucura de ceva cooperare. Dar ai grijă cum acționezi, altfel s-ar putea să pierzi câțiva oameni. Și atunci, sigur, o să ți se facă publicitate. Și nici nu o să mai am cazul ăsta, a zis Nalti bagiocoritor. Telefonul de pe birou a sunat. A răspuns. Asculta și zâmbea trist. A închis. Apoi și-a notat ceva într-un carnet. Avea o privire neputincioasă, ca un far în ceață. L-au identificat. Amprentele, mutra, totul. E ceva oricum. A început să citească din carnet. 2 metri, 120 de kilograme. Mamă, ce tip! Să-l ia dracu! Îl dau în urmărire acum. Probabil că-l pun la sfârșitul listei de mașini furate. Nu-mi rămâne decât să aștept. Și-a aruncat țigara într-o scuipătoare. Încearcă să o cauți pe fată, i-am spus. Velma. Maloi o caută și el. Așa a început chestia asta. Caut-o pe Velma. Caut-o tu, mi-a răspuns Nalti. Eu n-am mai intrat într-un bordel de 20 de ani. M-am ridicat.
Ok, am zis și m-am îndreptat către ușă. Hei, stai puțin, glumeam. Nu ești foarte ocupat, nu-i așa? Răsuceam o țigară între degete și îl priveam de lângă ușă. Vreau să spun că ai timp să o cauți pe fata asta. Ai avut o idee bună. S-ar putea să găsești ceva. În plus, lucrez acoperit. Și eu cu ce mă aleg? Și-a întins mâinile și mi-a zâmbit fermecător, ca o cursă de șoareci. Voi ați avut de multe ori probleme cu poliția. Nu-ți strică un prieten. Cu ce o să mă ajute el? Uite ce, a insistat Nalti. Eu sunt un oarecare, dar orice tip din departament îți poate face mult bine. Și vrei să fac asta fiindcă te iubesc sau îmi dai ceva bani? Fără bani, a răspuns Nalti, mișcându-și nasul galben. Am nevoie să mă remarc. De la ultima reorganizare încoace e foarte greu. N-aș uita niciodată, amice. Niciodată. M-am uitat la ceas. Bine, dacă găsești ceva, al tău e. Și când îl prinzi, vin să-l identific. Ne-am strâns mâinile, apoi eu am străbătut coridorul murdar și am coborât pe niște scări pentru a ajunge în fața clădirii la mașină. Trecuseră 2 ore de când Mus Maloi a plecat de la Florian's cu acel Army Colt în mână. Am mâncat la un bufet, am cumpărat jumătate de litru de whisky și am pornit pe Central Avenue, spre est și apoi spre nord. Despre cazul ăsta aveam idei foarte vagi, cam ca valurile de aer cald care dansau deasupra trotuarului. Mă amestecasem întreaba asta numai din curiozitate. Dar, cinstit vorbind, nu am făcut nimic în ultima lună. Chiar și o muncă neplătită era o schimbare în bine. Capitolul 4. Florian's a fost, desigur, închis. Un polițist îmbrăcat în civil stătea în fața localului, într-o mașină, citind un ziar. Își pierduse timpul de pomană. Nimeni de aici nu auzise de Mus Maloi. Barmanul și gorila nu erau de găsit și niciunul dintre locatarii blocului nu era dispus să vorbească despre ei. Am trecut pe lângă local și am parcat după colț, de unde am văzut un hotel pentru negri, situat de cealaltă parte a intersecției, în diagonală față de blocul în care se afla Florian's. Se numea hotelul Sanssouci. Am coborât din mașină, am traversat și am intrat în hotel. 2 rânduri de scaune goale se aflau de o parte și de alta unui covor jerpelit. În capăt, în întuneric, stătea un bărbat chel, cu ochii închiși, cu mâinile negre așezate liniștit în fața sa, pe birou. Mod să ia, sau oricum așa dădea impresia. Purta o cravată Ascot, care arăta ca și cum n-ar mai fi fost desfăcută de prin 1880. Pe acul de la cravată avea o piatră verde, cât un măr. Capul îi atârna, așa încât atingea cravata. Mâinile erau curate, cu manicura făcută. Avea pete albe la marginea unghiilor. Pe insigna de pe brațul său se putea citi: Acest hotel se află sub protecția International Consolidated Agency, LTD, NNC. Când negrul acesta liniștit a deschis un ochi și m-a privit atent, am arătat spre insignă. Control de la HPD. Aveți vreun necaz? HPD însemna Hotel Protective Department, departament al unei organizații care se ocupa cu depistarea unor indivizi care semnează cecuri fără acoperire, pleacă fără să achite nota de plată sau lasă valize pline cu bombe. Necazul, frate, este un lucru de care fiecare dintre noi e plin, a zis cu voce sonoră. Și-a coborât tonul de câteva ori și a adăugat: Cum ziceai că te cheamă? Marlow. Philip Marlow. Frumos nume, frate. Simplu și plăcut. Arăți foarte bine azi. Apoi a zis cu o voce și mai joasă: Dar nu ești de la HPD, amice. N-am mai văzut niciodată unul de ăsta pe aici. A arătat spre insignă cu un gest leneș. Pasta am cumpărat-o la mâna a doua, doar așa, pentru efect. Ai dreptate, am zis. M-am resemnat de birou și am început să învârtesc o monedă de jumătate de dolar pe lemnul zgâriat și neacoperit. Ai auzit ce s-a întâmplat la Florian's azi dimineață? Am uitat. Dar ochii lui erau acum deschiși. Priveau cum strălucește moneda învârtită. A fost omorât șeful, am zis. Un tip care se numea Montgomery. Cineva i-a rupt gâtul. Odihnească-se în pace. Vocea a coborât din nou. Polițist? Particular. Într-o chestie confidențială. Și știu să recunosc un om care poate păstra un secret. M-a studiat, apoi a închis ochii și a meditat. I-a deschis din nou, prudent, și și-a fixat privirea asupra monedei care se învârtea. N-a putut rezista tentației. Cine a făcut asta? A întrebat încet. Cine l-a aranjat pe Sam? Un timp foarte puternic, tocmai ieșit de la pușcărie, s-a supărat că nu era o cârciumă pentru alpi. Se pare că mai de mult era. Poate ți-amintești. N-a zis nimic. Moneda a căzut pe o parte, a zbârnit plăcut și a rămas nemișcată.
Ce preferi, am întrebat. Să-ți citesc un capitol din Biblie sau să-ți ofer ceva de băut? Amice, mie îmi place să citesc Biblia acasă, în familie, în intimitate. Privirea îi era fixă, ochii mari și strălucitori. Probabil ai mâncat de prânz. Prânzul, a zis, este un lucru de care un om cu constituția și temperamentul meu nu are nevoie. Vocea a coborât. Vino pe partea asta a biroului. Am ocolit biroul, am scos din buzunar sticla plată care conținea jumătate de litru de whisky și am pus-o pe un raft. M-am întors la locul meu. S-a plecat pentru a examina sticla. Părea mulțumit. Amice, ce o să spun, nu te costă nimic, dar îmi face plăcere să beau un păhărel în compania ta. A deschis sticla, a pus pe birou două pahare mici și le-a umplut până sus. A luat unul, l-a mirosit atent, apoi l-a vărsat pe gât, ținând degetul mic ridicat. L-a degustat, a meditat, a dat din cap aprobator, apoi a zis: asta e o băutură adevărată, frate. În ce mod aș putea să-ți fiu de folos? Nu există niciun individ prin cartierul ăsta pe care să nu-l știu după numele mic. Doamne, lichiorul ăsta e o companie excelentă. Și-a umplut din nou paharul. I-am spus ce s-a întâmplat la Florian's și de ce. M-a privit solemn și a clătinat din cap. Sam conducea un local drăguț și liniștit. Nimeni n-a mai fost tăiat acolo de vreo lună. Cum se numea localul acum 6 sau 8 ani, pe când era o cărciumă de albi? Nu e ușor să folosești memoria, frate. Am dat din cap afirmativ. M-am gândit că ar fi putut să se cheme la fel. Malloy ar fi zis ceva dacă numele ar fi fost schimbat. Dar al cui era localul? Mă uimește, amice! Numele bietului om era Florian, Mike Florian. Și ce s-a întâmplat cu domnul Florian? Negrul și-a întins mâinile grațioase. A zis cu o voce sonoră și tristă: a murit, amice. Domnul l-a ales. Era prin 1934 sau 35, nu mai știu exact. O viață pierdută, frate, din cauza unei boli de rinichi, așa am auzit. Un om necredincios cade ca un vițel fără coarne, frate, dar sus îl așteaptă întotdeauna iertarea. Vocea a revenit la un nivel potrivit pentru afaceri. Zău dacă știu de ce. Mai există cineva apropiat lui? Puneți încă un pahar. A închis sticla cu fermitate și a împins-o spre mine. Numai două înainte de a pus amice. Mulțumesc. Metodele tale rănesc demnitatea omului. A rămas nevastă sa. Se numește Jessie. Ce știi despre ea? Orice om care vrea să știe pune întrebări. Nu știu nimic. Uită-te în cartea de telefon. În cel mai întunecat colț al holului se află o cabină telefonică. Am intrat și am trântit ușa suficient de tare pentru a se aprinde lumina. Am căutat numele în cartea mototolită legată de masă. Nu era niciun Florian. M-am întors la birou. Nici urmă, am zis. Negru s-a plecat, a ridicat o carte cu adrese, a pus-o pe birou și a împins-o spre mine. A închis ochii. Se plictisise. Figura în carte o Jessie Florian, văduvă. Locuia în 1644 West 54 Place. Mă întrebam dacă vreodată în viață mi-am folosit cu adevărat creierul. Am scris adresa pe o bucată de hârtie și am împins cartea. Negrul a pus-o la loc, mi-a strâns mâna, apoi și-a încrucișat brațele pe birou, revenind în poziția în care era atunci când am intrat. Ochii i s-au închis încetişor. Părea adormit. Pentru el, episodul se încheiase. În drum spre ușă, i-a mai aruncat o privire. Avea ochii închiși, respira ușor și regulat, mișcând puțin din buze după fiecare expirație. Chelia strălucea. Am ieșit din hotelul Sanssouci și am traversat, îndreptându-mă către mașină. Totul părea atât de simplu. Prea simplu. Capitolul 5. La 1644 West 54 Place se găsea o casă maronie, veștejită, ce avea în față un gazon maroniu, veștejit. Iarba dispăruse pe o porțiune mare în jurul unui palmier nemilos. Pe prispă se afla un balansoar singuratic, iar adierea de după amiază făcea ca ramurile de poinsenția să lovească ritmic în pereții de stuc plin de crăpături. Un rând de haine gălbuie, doar pe jumătate spălate, dansau pe o sârmă ruginită din curtea vecină. Am mai condus vreo 50 de metri, mi-am parcat mașina pe trotuarul de vis-a-vis și m-am întors pe jos. Casa avea o ușă dublă, cea exterioară fiind de fapt o plasă contra țânțarilor. Soneria nu funcționa, așa că am bătut în cadrul de lemn al primei uși. S-a auzit târșitul unor pași înceți, ușa interioară s-a deschis și am văzut în camera prost luminată o femeie firavă care și-a suflat nasul când a deschis ușa. Avea o față cenușie și buhăită, păr lățos, care nu era nici șaten, nici blond, era prea potolit pentru a fi roșu și prea murdar pentru a fi gri.
Corpul era înfășurat într-un halat de baie diform, care nu mai avea de multă vreme culoare sau croială. Nu era decât ceva care o acoperea. I se vedeau foarte clar degetele de la picioare prin papucii bărbătești de piele maron tocită. Doamna Florian? Doamna Jessie Florian? S-a auzit un sunet părăsind glasul ca un bolnav care se dă jos din pat. Sunteți doamna Florian? Cea al cărei soț a fost mai demult patronul local de pe Central Avenue? Mike Florian? Folosind degetul mare și a așezat o șuviță de păr peste una din urechile ei mari. Apoi a zis cu o voce grea, înfundată. Ce? Cum? Mike s-a dus de 5 ani. Cine ziceai că ești? Paravanul contrațânțarilor era încă deschis cu un cârlig. Sunt detectiv, am spus. Aș dori câteva informații. S-a uitat fix la mine timp de un minut, minut lung și deprimant. Pe urmă, cu efort, a scos cârligul și s-a întors cu spatele la ușă. Intră atunci. N-am avut mult timp să fac curat, a scâncit. De la poliția? Am pășit înăuntru și am pus cârligul la loc. Un radio mare zumzăia în stânga ușii, într-un colț al camerei. Era singurul obiect de valoare vizibil. Părea nou-nouț. În rest, numai gunoaie. Mobilă murdară, așezată în dezordine. Un balansoar de lemn, copia celui de pe prispă, o masă pătată în cealaltă cameră, amprente uleioase pe ușa batantă de la bucătărie. Câteva lampadare uzate, cu abajururi care odinioară fuseseră înzorzonate, dar care acum erau la fel de vesele ca rablele care mai circulă încă pe străzi. Femeia s-a așezat în balansoar și a legănat papucii și m-a privit. M-a așezat la capătul canapelei și m-am uitat la radio. M-a văzut. O falsă veselie, la fel de slabă ca cea chinezesc, i s-a arătat pe față și în voce. E singurul meu amic, a zis, apoi a chicotit. Maica a călcat strâmb? Pe mine nu mă prea vizitează poliția. Chicotul necontrolat avea substrat alcoolic. M-am lăsat pe spate și am dat de ceva tare. I-am răsucit mâna și am descoperit că era o sticlă de gin goală. Femeia a chicotit din nou. A fost o glumă, a spus. Dar sper din suflet că sunt o grămadă de târfe blonde acolo unde se află el acum. Cât timp a fost aici, nu s-a săturat niciodată de ele. Eu mă gândesc mai mult la o roșcată, am zis. Cred că și din asta i-ar prinde bine. Ochii ei nu mi se păreau la fel de tulburi acum. Nu mi-amintesc. Te gândești la o roșcată anume? Da, o cheamă Velma. Nu știu ce nume de familie folosea, dar nu era oricum cel adevărat. Au angajat bătrânii ei să o găsesc. Localul dumneavoastră din Central e acum un restaurant de negri și, bineînțeles, cei de acolo n-au auzit de ea. Așa cum am gândit la dumneavoastră. Bătrânii ei nu prea s-au grăbit să o caute, a spus femeia gânditoare. Ies și ceva bani din treaba asta. Cred că va fi nevoie să o găsesc ca să pun mâna pe ei. Banii fac bine memoriei. La fel ca și băutura. E cam cald, nu? Da, ai spus că ești copoi. Ochii vicleni, fața atentă, neclintită. Picioarele din papucii bărbătești nu se mai mișcau. Am ridicat sticla moartă și am scuturat-o. Apoi am aruncat-o într-o parte și am scos din buzunarul de la spate sticla de whisky de care eu și negrul de la hotel abia dacă ne atinsesem. Mi-am pus-o pe genunchi. Ochii ei s-au blocat într-o privire neîncrezătoare. Apoi o bănuială a început să se furișeze în suflet ca o pisică, dar cu mai mult zgomot. Nu ești polițai, a șoptit, ci un polițai nu cumpăra așa ceva. Care-i poanta, domnule? A suflat din nou nasul, folosind una dintre cele mai murdare batiste pe care mi-a fost dat să le văd vreodată. Ochii i-au rămas ațintiți asupra sticlei. Bănuiala s-a luptat cu setea, iar setea a câștigat. Ca întotdeauna. Velma era dansatoare și cântăreață. Nu cumva o cunoașteți? Deși nu cred că mergeați prea des la local. Ochii de culoare algelor priveau sticla. O limbă încărcată i-a umezit buzele. Doamne, asta da băutura, oftatia. Nu-mi pasă cine ești. Dar țin-o bine, meștere. Nu e momentul să scadă ceva din mână. S-a ridicat și, legănându-se ca o rață, a ieșit din cameră și s-a întors cu două pahare groase, murdare. Fără combinații. Bem doar ce ai adus. I-am turnat o porție care pe mine m-ar fi dat gata. A apucat-o privind pofticioasă, a înghițit-o ca pe o aspirină și s-a uitat la sticlă. I-am mai turnat o porție și mi-am pus și mie puțin. Și-a luat paharul și s-a așezat în balansoar. Ochii ei erau deja cu două nuanțe mai închiși la culoare. Domnule, chestia asta dispare repede la mine, a zis. N-apucă să facă valuri în pahar. Despre ce vorbeam? Despre o roșcată pe nume Velma, care lucra la localul vostru din Central Avenue. Da. A biruit și a doua porție. M-am deplasat și am pus sticla la capătul dinspre ea al canapelei. Am șfăcat-o.
Da. Cine ziceai că ești? Am scos o carte de vizită și i-am dat-o. A citit-o cu limba între dinți, a așezat-o pe masa de alături și a pus paharul gol peste ea. Da. Un particular. N-ai zis așa, meștere, m-a atenționat cu degetul, un reproș glumeț. Da, băutura spune că ești totuși un băiat bun. În cinstea crimei. Și-a umplut paharul pentru a treia oară și l-a golit. M-am așezat, am început să învârt o țigară între degete și am așteptat. Sau știa ceva, sau nu. Dacă știa ceva, atunci putea să-mi spună, sau nu. Simplu. Era o roșcată drăguță, a zis încet, cu vocea îngroșată de alcool. Da, îmi aduc aminte de ea. Cânta și dansa. Avea picioare frumoase și nu și le ascundea. S-a cărat undeva. De unde să știu eu ce fac târfele astea? Păi, nu prea mi-am închipuit că o să știți, am zis. Dar era normal să vin să vă întreb, doamnă Florian. Mai serviți niște uschi. Pot să dau fuga să mai aduc dacă se termină. Tu nu prea bei, a zis brusc. Am pus mâna în jurul paharului și am înghițit conținutul suficient de încet, încât să pară mai mult decât era. Unde sunt babacii ei? Ce importanță are? Bine, a rostit disprețuitoare. Tot scopoi e la fel. Bine, frumosule. Orice tip care îmi dă de băut îmi e prieten. S-a întins după sticlă și și-a pregătit o a treia tură. N-ar trebui să mă trag de șireturi cu tine. Dar când îmi place de cineva, fac orice pentru el, dacă îmi convine. S-a hlizit. Era drăguță ca o cadă de baie. Ține-te bine de scaun și ai grijă să nu cazi în gropi, mi-a zis. Am o idee. S-a ridicat din balansoar, a strănutat, cât pe ce să-i cadă halatul, l-a prins repede în jurul burții și m-a privit cu răceală. Nu trage cu ochiul, a spus și a ieșit din nou din cameră, lovind tocul ușii cu mărul. Am auzit pași împleticiți, îndreptându-se către partea din spate a casei. Crengile de poinsetia loveau monoton în peretele din față. Dintr-o parte se auzea vag fâșitul hainelor înșirate pe sârmă. A trecut un vânzător de înghețată, sunând din clopoțel. În colț, radioul mare, nou și frumos, șoptea despre dans și dragoste pe un ton dulce și dureros, ca cel al unui bocet. Apoi, din spatele casei s-au auzit diverse zgomote. Un scaun răsturnat, un sertar tras prea mult care s-a vărsat pe jos, cotrobăieli, izbituri și blesteme. Apoi, sunetul unei chei întoarse în broască și scârțitul unui capac de ladă ridicat. Noi căutări și bufnituri. O tavă a aterizat pe jos. M-am ridicat de pe canapea, m-am strecurat în sufragerie și de acolo într-un hol scurt. Am privit de după o ușă deschisă. Se afla înăuntru, legănându-se în fața lăzii, încercând să apuce ceva din ea, apoi aruncându-și nervoasă capul pe spate. Era mai beată decât credea. S-a plecat și s-a proptit de ladă, tușind și oftând. Apoi s-a lăsat pe genunchii noduroși și a vărât ambele mâini în ladă. Când le-a scos, ținea ceva în mâinile tremurânde. Era un pachet gros, decolorat de trecerea vremii, legat cu banda adezivă roz. Încet, cu gesturi neîndemânatice, a desfăcut banda. S-a plecat din nou pentru a ascunde un plic în partea dreaptă a lăzii. A lipit banda la loc cu mișcări nesigure. M-am înfurișat înapoi și m-am așezat pe canapea. Respirând zgomotos, femeia a revenit în cameră și a rămas în ușă, clătinându-se, cu pachetul în mână. Mi-a rânjit triumfătoare și a aruncat pachetul care ateriza la picioarele mele. Legănându-se, s-a întors la balansoar, s-a așezat și s-a întins după băutură. Am ridicat pachetul de pe podea și am desfăcut banda roz. Uită-te la ele, a zis ignind. Poze din ziare. Nu că ar fi ajuns vreuna din târfe în ziar, dacă n-ar fi trecut mai întâi pe la poliție. Toți ăștia sunt de la local. Asta e tot ce mi-a lăsat ticălosul. Astea și hainele lui vechi. Am răsfăit prin teancul de poze strălucitoare ce înfățișau bărbați și femei prinși în timpul dansului. Bărbații aveau trăsături ascuțite, de nevăstuică, și erau îmbrăcați în tricouri și pantaloni scurți, în costume extravagante, de clovn. Artiști ocazionali lipsiți de talent. Puțini dintre ei aveau să ajungă vreodată la vezi de Main Street, în cartierele luxoase. Ei fi putut vedea în cartierele de mâna a doua, jucând în vodevuliuri decente sau în teatre ieftine, în spectacole la limita legii, depășind-o uneori. Și atunci poliția îi înhăța, urmau procese zgomotoase, apoi ajungeau pe scenă rânjind, sadic de obsceni și îmbâxiți, mirosind ca transpirația râncedă. Femeile aveau picioare groase și își arătau pulpele cam prea mult pentru gustul lui Will Hayes. Dar fețele lor erau la fel de lipsite de trăsături, ca haina unui funcționar de stat. Blonde, brunete, cu ochi mari, de vacă, cu privire prostească, țărănească, ochi mici și neastâmpărați, în care se cita lăcomia vagabondului din stradă.
Câteva erau evident vicioase. Una sau două ar fi putut avea păr roșcat. Nu-ți puteai da seama din poze. Le-am privit degajat, fără interes, și am lipit panta la loc. N-am de unde să le știu pe astea, am zis. De ce să mă uit la ele? Mi-a rânjit de deasupra sticlei pe care mâna ei dreaptă o strângea tremurând. Păi n-o cauți pe Velma? E printre ele? O umbră de viclenie ei s-a șternut pe față, dar nu s-a simțit prea bine acolo, așa că a fugit în altă parte. N-ai o poză de ei, de la bătrâni? Nu. Asta a deranjat-o. Orice fetiță are pe undeva o fotografie, fie și numai una în care e îmbrăcată cu o rochiță scurtă și are o fundă în păr. Ar fi trebuit să o am. Iar a început să nu mai îmi placă de tine, a zis femeia aproape în șoaptă. M-am ridicat cu baharul în mână și l-am pus lângă al ei, pe marginea mesei. Toarnă-mi și mie un gât înainte de a goli sticla. Am întins mâna după pahar, iar eu m-am întors. Am mers repede prin sufragerie și hol, până la dormitorul bramburit, în care se aflau lada deschisă și tava trântită pe jos. O voce a strigat ceva în urma mea. Am vârât mâinile în dreapta lăzii, am simțit un plic și l-am scos rapid. Când m-am întors în cameră, am văzut că se ridicase de pe scaun, dar nu făcuse decât 2-3 pași. Avea în ochi o licărire ciudată, o licărire ucigașă. Stai jos, am lătrat la ea. De data asta n-ai de-a face cu un găligan fără minte ca Mus Maloi. A fost o încercare mai mult sau mai puțin la nimereală și nu s-a întâmplat nimic. A clipit de două ori și a încercat să-și ridice nasul cu buza de sus, ocazie cu care mi-a arătat câțiva dinți murdari într-un rânjet iepuresc. Mus? Mus? Ce-i cu el? A îngăimat. E liber, i-am zis. A ieșit din pușcărie. A ieșit la plimbare cu un pistol de calibrul 44 în mână. A omorât un negru pe Central în dimineața asta pentru că n-a vrut să-i spună unde e Velma. Îl caută pe mizerabilul care era turnat acum 8 ani. O dâră de frică a traversat fața femeii. A dus sticla la gură și a tras un gât. O parte din whisky i s-a scurs pe bărbie. Și, deci, polițai îl caută pe el, a spus și a râs. Polițai. Ha! O bătrânică minunată. Îmi plăcea să stau cu ea. Îmi plăcea să o îmbăt ca să-mi ating scopurile sordide. Eram un tip strașnic. Eram bucuros că sunt așa cum sunt. În meseria mea te lovești de tot soiul de porcării, dar mie cam început să mi se facă greață. Am deschis plicul pe care îl țineam în mână și am scos o fotografie lucioasă. Era la fel ca celelalte și totuși diferită, mult mai drăguță. De la brâu în sus, fata purta un costum de arlechin. Sub coiful alb cu moț negru în vârf, zulufii avea o nuanță închisă care ar fi putut fi roșie. Era fotografiată din profil, iar ochiul care se vedea părea vesel. N-aș putea spune că era o fată minunată și inocentă. De altfel, nu mă pricep prea bine la asta. Dar era drăguță. Oamenii se purtaseră frumos cu ea, cel puțin pentru mediul în care se învârtea. Totuși, avea o figură foarte comună, iar frumusețea ei era de duzină. Puteai vedea o grămadă ca ea pe orice stradă, la ora prânzului. De la brâu în jos, poza arăta în principal picioare. Picioare foarte frumoase, că veni vorba. În colțul din dreapta jos scria: A ta... Pentru totdeauna, Velma Velanto. I-am arătat o femeie de la distanță. S-a întins după ea, dar n-a ajuns. De ce ai ascuns-o? Am întrebat. N-a emis niciun sunet în afara respirației greoaie. Am pus fotografia înapoi în plic și plicul în buzunar. De ce ai ascuns-o? Am întrebat iar. Ce o face deosebită față de celelalte? Unde e fata? E moartă. Era o fată bună, dar a murit, copoiule. Cară-te! Sprâncenele ei pătate și groase s-au mișcat în sus și în jos. Mâna s-a deschis, sticla de whisky a alunecat pe podea și a început să se verse. M-am oblecat ca să o ridic. A încercat să-mi tragă un șut în față. M-am ferit. Asta tot nu explică de ce ai ascuns-o, am zis. Când a murit? Cum? De o biatră bătrână bolnavă, a mormăit ea. Cară-te, ticălosule. Am rămas uitându-mă la ea, fără să zic nimic, fără să mă gândesc la ce anume aș putea spune. Am făcut un pas și am pus sticla, acum aproape goală, pe masa de alături. El se uita fix la covor. În colț, radioul murmura plăcut. Afară a trecut o mașină. O muscă a intrat bâzâind pe una din ferestre. După un timp, femeia și-a mișcat buzele și a început să vorbească podelei, o înșiruire fără sens de cuvinte. Apoi a râs și și-a dat capul pe spate. Din gură îi curgea salivă. Mâna dreaptă s-a întins după sticla pe care a golit-o, lovindu-și dinții. După ce s-a golit de tot, a ridicat-o, a scuturat-o și a aruncat-o spre mine. Sticla s-a dus într-un colț, s-a rostogolit pe covor și s-a oprit lovind pragul cu un zgomot înfundat. Mi-a rânjit încă o dată, apoi ochii s-au închis și a început să sforăie. Poate că se prefăcea, dar nu mai împăsa.
Mă simțeam brusc obosit, foarte obosit. Mi-am luat pălăria de pe canapea, m-am dus la ușă, am deschis-o și am ieșit. Radioul încă mai murmura în colțul lui și femeia încă mai sfărăia în scaunul ei. M-am uitat repede la ea, peste umăr, înainte de a închide ușa. Avea ochii tot închiși, dar ceva îi lucea sub ploape. Am coborât scările și am mers pe drumul crăpat ce ducea în stradă. Una din perdelele casei vecine era trasă și o față îngustă și concentrată era lipită de geam privind afară. Era fața unui bătrâne cu păr alb și nas ascuțit. Bătrâna spioană își controla vecinii. Pretutindeni se află una ca ea. I-am făcut cu mâna. Perdeaua s-a tras la loc. M-am întors la mașină, m-am urcat în ea, am condus până la secția de poliție de pe 77 Street și am urcat la etajul 2, intrând în mica vizuină urât-mirositoare a lui Nalti. Capitolul 6. Nalti nu părea să se fi mișcat. Stătea pe scaun, afișând aceeași atitudine posacă. Erau însă încă două chiștoace în scrumiere, iar podeaua găzduia ceva mai multe bețe de chibrit arse. M-am așezat la biroul liber, iar Nalti a întors o fotografie ce stătea cu fața în jos pe biroul său și mi-a întins-o. Era o fotografie specifică poliției, față, profil și amprente. Era chiar Mangloi, într-o lumină puternică. Ieșeau în evidență sprâncenele imense. Asta e tipul. I-am dat-o înapoi. Am primit o telegramă de la pușcăria statului Oregon, a zis Nalti. Și a ispășit integral condamnarea. Dar lucrurile merg bine. Cercul se strânge în jurul lui. Băieții de la patrulă au vorbit cu un vatman la capătul liniei de pe 7 Street și a adus aminte despre un tip de mărimea lui, arătând ca el. A coborât la intersecția dintre străzile 3 și Alexandria. O să intre într-una din casele alea mari, în care nu stă nimeni. Sunt o grămadă de case de-astea demodate, prea departe de oraș, greu de închiriat. O să se instaleze pe acolo și l-am prins. Tu ce ai făcut? Purta o pălărie extravagantă și avea mingi albe de golf pe haină? Nalti s-a încruntat și și-a pus mâinile pe genunchi. Nu, un costum bleu, poate maro. Sigur, nu era un veșmânt de egiptean? Ce? A, da, foarte amuzant. Adu-mi aminte să râd când o să am timp. Nu era mus. N-ar fi folosit un tramvai. Are bani. Gândește-te la hainele pe care le poartă. Nu sunt produse de serie. Trebuie să fi fost făcute la comandă. Bine, dă-mi în cap, a zis Nalti supărat. Tu ce ai făcut? Ceea ce ar fi trebuit să faci tu. Localul ăsta, Florian's, avea același nume și pe vremea când era local de noapte pentru albi. Am vorbit cu un recepționer negru care cunoaște cartierul. Emblema e scumpă, așa că cioroii au continuat să folosească același nume după ce au pus mâna pe local. Numele tipului era Mike Florian. A murit de câțiva ani, dar nevastă sa trăiește încă. Locuiește la 1664 West 54 Place. Nu e trecută în cartea de telefon, dar o găsești în cartea de adrese a orașului. Și ce să fac, să mă întâlnesc cu ea? A întrebat Nautin. Am făcut-o și pe asta. Am luat jumătate de litru de whisky cu mine. E o femeie încântătoare, de vârstă mijlocie, cu fața ca o găleată de noroi. Și dacă asta s-a spălat pe cap, de când a terminat al doilea an de colegiu, eu mănânc roata de rezervă. Treci peste poante. Am întrebat-o pe doamna Florian despre Velma. Îți aduce aminte, domnule Nalti, roșcata pe care a căutat-o Mus Maloi? E prea complicat, domnule Nalti. Te obosesc? Hei, nu te supăra așa. N-ai să înțelegi. Doamna Florian zice că nu-și amintește de Velma. Casa e plină de vechituri, în afară de un radio nou, care valorează cel puțin 70-80 de dolari. De ce ar trebui să mă îngrijoreze asta? Doamna Florian, eu ca prieten îi spun Jessie, mi-a spus că nu i-au mai rămas de la soțul ei decât hainele și câteva instantanee din spectacolele trupei care lucra din când în când la local. I-am oferit whisky și e genul de femeie care își bea porția chiar dacă trebuie să te strângă de gât ca să ia sticla. După al treilea sau al patrulea pahar, s-a dus în dormitorul ei modest, a început să azvârle lucruri în stânga și în dreapta și a scos pozele dintr-o ladă veche. Am urmărit-o fără să-și dea seama și am văzut cum a scos repede o fotografie din pachet și a ascuns-o. Așa că, după un timp, m-am furișat în dormitor și am luat-o. Am scos din buzunar poza balerinei și am pus-o pe birou. A ridicat-o, a privit-o și a zâmbit. Drăguță. Destul de drăguță. Cu câtva timp în urmă, mi-ar fi prins bine o bucățică. Așa ca asta. Ha, ha, ha. Velma Velento, nu? Ce s-a întâmplat cu păpușa asta? Doamna Florian zicea că a murit, dar asta nu prea explică de ce a ascuns fotografia. Nu prea, ce-i drept. De ce a ascuns-o? N-a vrut să-mi spună. Până la urmă, după ce i-am spus că Mus e liber, i-am devenit antipatic. Poți să crezi așa ceva? Zi mai departe. Asta e tot. Ți-am spus cum a fost, ți-am dat și poza,
Dacă asta nu te ajută, atunci nimic din ce aș putea să-ți mai spun nu te va ajuta. Ce aș putea să fac? E vorba totuși doar de un negru. Întâi să-l prindem pe Mus. La dracu, sunt 8 ani de când n-am mai văzut fata, dacă nu l-a vizitat la pușcărie. Bine, am zis. Dar nu uita că o caută și e un tip care nu se dă bătut. Apropo, l-au agățat pentru spargerea unei bănci. Asta presupune o recompensă. Cine a încasat-o? Nu știu, a zis Nalti, dar aș putea să aflu. De ce? Cineva l-a turnat. Poate că știe cine. Atunci ar sacrifica ceva timp și pentru treaba asta. Am ridicat. La revedere și noroc. Mă lași baltă? M-am îndreptat spre ușă. Trebuie să trec pe acasă, să fac o baie, să-mi parfumez gura și să-mi fac manicura. Ești bolnav? Doar murdar. Foarte, foarte murdar. Atunci, de ce te grăbești? Mai stai un pic. S-a lăsat pe spate și și-a pus degetele mari în butonurile vestei, ceea ce îl făcea să arate oarecum apolițist, dar nu îl făcea mai atrăgător. Nici o grabă, am zis. Absolut nicio grabă. Doar că nu mai am ce să fac. Dacă doamna Florian spune adevărul, și nu văd de ce ar minți, această Velma e moartă. Asta e tot ce voiam să aflu. Da, a zis Nalti, cu suspiciune obișnuită. Și l-aveți pe Moss Malloy în plasă. Așa că asta e tot. Eu am să mă duc frumos acasă și am să încerc să-mi câștig existența. S-ar putea să scăpăm pe Mus. Unii reușesc să o șteargă. Chiar și dintre ăștia, ușor de reperat. Până și privirea era suspicioasă, în măsura în care se putea vorbi de vreo expresie a ochilor. Cât ți-a dat? M-a întrebat. Ce? Cât te-a plătit bătrâna ca să nu te amesteci? Să nu mă amestec în ce? În orice ai putea să te amesteci de acum încolo. Și-a scos degetele din butoniere, a împreunat mâinile și le-a pus pe burtă. A zâmbit. Oh, Doamne, am zis și am ieșit din birou, lăsându-l cu gura căscată. Am ajuns la 1 metru de ușă, apoi m-am întors și am privit din nou înăuntru, fără să fac vreun zgomot. Stătea în aceeași poziție, jucându-se cu degetele, dar nu mai zâmbea. Părea îngrijorat. Era tot cu gura căscată. Nu s-a mișcat, nici n-a ridicat privirea. Nu știu dacă m-a auzit sau nu. Am închis ușa și am plecat. Capitolul 7. Calendarul de anul ăsta prezenta un autoportret al lui Rembrandt, cam murdar datorită slabei reproducerea culorilor. Avea o paletă mânjită, un deget murdar și o căciuliță scoțiană, care nu era nici ea prea curată. Cealaltă mână ținea o pensulă ridicată, ca și când ar fi fost gata să se apuce de treabă dacă cineva l-ar fi plătit în avans. Fața era îmbătrânită, plină de riduri, plictisită de viață și trăda un consum excesiv de alcool. Dar era o față veselă, iar ochii străluceau ca 2 picături de rouă. Stăteam la birou și priveam tabloul când a sunat telefonul. Era 4:30 și am auzit o voce rece, sigură și arogantă. După ce am răspuns, a zis tărăgănat. Sunteți Philip Marlowe, detectiv particular? Corect. A, asta înseamnă că sunteți. Mi-ați fost recomandat ca fiind o persoană care știe să păstreze un secret. Aș dori să veniți la mine acasă, în seara asta, la ora 7, pentru a discuta ceva. Mă numesc Lindsay Marriott și locuiesc la 4212 Cabrillo Street, Montmar Vista. Știți pe unde vine asta? Știu unde se află Montmar Vista, domnule Marriott. Da? Ei bine, strada Cabrillo e destul de dificil de găsit. Străzile de pe aici alcătuiesc un model interesant, dar complicat. V-a sugera să urcați pe scările de lângă cafeneaua cu mese pe trotuar. Dacă faceți așa, Cabrillo este a treia stradă la care ajungeți, iar casa mea este singura din zonă. Deci, vă aștept la ora 7. Despre ce este vorba, domnule Marriott? Aș prefera să nu discutăm asta la telefon. N-ați putea, totuși, să-mi dați niște lămuriri. Montmar Vista e destul de departe. Am să vă plătesc cheltuielile dacă nu veți accepta. Doriți un anume fel de slujbă? Nu, atât timp cât sunt treburi legale. Vocea a devenit glacială. Dacă n-ar fi fost ceva legal, nu v-aș fi sunat. Un băiat educat. Modul subjunctiv bine utilizat. I-aș fi tras un șut în fund, dar n-aveam bani, ni să-mi hrănesc pisica. Așa că i-am răspuns cu voce mieroasă. Vă mulțumesc pentru telefon, domnule Marriott. Voi fi acolo. A închis și cu asta basta. Mi s-a părut că domnul Rembrandt afișa un zâmbet vag. Am scos o sticlă dintr-un sertar adânc al biroului și am luat un gât. Domnul Rembrandt s-a cam bosumflat. O rază de soare a trecut peste marginea biroului și a căzut liniștită pe covor. Afară, pe bulevard, semafoarele își vedeau de treabă, iar autobuzele vâjiau. O mașină de scris țăcănea monoton în biroul de avocați, dincolo de peretele despărțitor. Tocmai mi-am pregătit pipa și am aprins-o, când telefonul a sunat din nou. Era Nalti de data asta. Abia putea să vorbească. Ei bine, se pare că nu mă prea pricep, a zis după ce m-a recunoscut. I-a scăpat ceva.
Malloy a vizitat-o pe văduva aia. Am strâns puternic receptorul în mână, gata să-l sparg. Buza de sus parcă mi s-a răcit. Zi mai departe. Credeam că sunteți pe urmele lui. Era altul, nu era Malloy. Am primit un telefon de la o bătrână care locuiește pe strada Vest 54 și care stă toată ziua la fereastră. Doi tipi au fost la doamna Florian. Primul a parcat pe cealaltă parte a străzii și era foarte precaut. A studiat bine zona înainte de a intra. A stat cam o oră. 1,80 m, păr negru, constituție obișnuită. A ieșit liniștit, mirosind de alcool. Aha, tu erai. Ei bine, al doilea a fost Mus. Un tip în haine țipătoare și mare, cât o casă. A venit tot cu mașina, dar bătrâna n-a putut citi numărul pentru că era prea departe. Zice că trecuse cam o oră de când ai plecat tu. A intrat repede și n-a stat decât 5 minute. Înainte de a se urca în mașină, a scos un pistol mare și l-a încărcat. Cred că așa ceva a văzut bătrâna. De aceea a telefonat. Totuși, n-a auzit împușcături înăuntru, în casă. Trebuie să fi fost o mare dezamăgire. Da, altă poantă. Adu-mi aminte să râd când o să am timp. Și să-i o spui și bătrânei. Băieții din patrulă s-au dus acolo. Nu le-a răspuns nimeni și au intrat, ușa din față fiind deschisă. Nimeni mort, nimeni acasă. Doamna Florian a șters-o. S-a oprit la casa alăturată și au spus bătrânei, care fierbea de ciudă că a scăpat evenimentul. Au raportat, apoi și-au văzut de treburi. Peste o oră, poate o oră și jumătate, bătrâna a sunat din nou și a anunțat că doamna Florian s-a întors acasă. Am întrebat-o ce e așa de important în asta și mi-a închis telefonul în nas. Nalti s-a oprit pentru a-și trage răsuflarea și pentru a asculta comentariile mele. N-am zis nimic. După câteva clipe a continuat bombănind. Ce părere ai? Nimic neobișnuit. Era normal ca Mus să se ducă acolo. O cunoștea, desigur, foarte bine pe doamna Florian. Bineînțeles, nu putea să stea prea mult. Se temea că poliția afla despre văduvă. Mă gândesc, a zis Nalti calm, să mă duc până acolo. Poate aflu unde a plecat. Bună idee. Dar trebuie să găsești pe cineva care să te ridice de pe scaun. Ce? A, încă o poantă. Ce mai contează acum? N-o să mă supăr. Bine, acum spunem tot planul. L-am identificat pe Mus. De data asta chiar l-am găsit. Era la Girard. Mergea spre nord cu un hârb închiriat. A alimentat acolo și băiatul de la benzinărie l-a recunoscut după descrierea pe care am difuzat-o cu puțin timp în urmă. Zicea că totul se potrivea, mai puțin faptul că purta un costum negru. Am cerut ajutorul unităților din zonă și din întregul stat. Dacă o ia spre nord, îl prindem la bariera Ventura, iar dacă trece de Ridge Route, trebuie să oprească la Castaiac pentru taxă. Dacă nu oprește, drumul va fi blocat. Nu vrem victime printre polițiști, dacă se poate. Ce zici? E bine? Pare bine, dacă ăla e Malloy și dacă acționează exact așa cum te aștepți tu. Nalti și adres vocea cu grijă. Da, tot să mă ajut cu ceva? Întreb așa din curiozitate. Nu, de ce aș mai face ceva? Te descurca foarte bine cu doamna Florian. Poate mai știe ceva. Pentru a afla, nu-ți trebuie decât o sticlă plină. Ai lucrat foarte bine. N-ai vrea să fii drăguț și să mai petreci puțin timp cu ea? Credeam că e treaba poliției. Sigur, dar ideea cu fata a fost a ta. Dacă doamna Florian nu minte, asta a căzut. Coanele mint tot timpul. Din obișnuință, a zis Nalti furios. Nu ești prea ocupat, nu? Am o slujbă, a picat de curând. O treabă pentru care sunt plătit. Îmi pare rău. O lași baltă? Hă? Eu n-aș lua-o chiar așa. Trebuie să lucrez ca să am din ce trăi. Bine, amice, dacă așa gândești, asta e. Nu e vorba de cum gândesc, am țipat. Pur și simplu, n-am timp de pierdut pentru tine sau pentru vreun alt polițai. Bine, îmi cer scuze, a zis Nalti și a închis. Am rămas cu receptorul lumână și am strigat în el. 1750 de polițiști în orașul ăsta și vor ca eu să fac treaba lor. Am trântit receptorul în suport și am mai tras o dușcă. După puțină vreme, am coborât în holul clădirii pentru a cumpăra un ziar de seară. Moartea lui Montgomery n-a făcut obiectul vreunui rând. De data asta, Nalti a avut dreptate. Am părăsit biroul la oră potrivită pentru un prânz întârziat. Capitolul 8. Când am ajuns în Mount Mar Vista, începuse să se întunece, dar apa strălucea încă, iar valurile cu creste lungi se spărgeau departe de țărm. Un grup de pelicani zbura în formație chiar pe buza înspumată a unui val. Un iaht singuratic se îndrepta către portul de la Bay City. Dincolo de el, imensa pustietate a Pacificului era un amestec între gri și purpuriu. Mount Mar Vista constă din câteva zeci de case de forme și dimensiuni diferite, agățate cu dinții și sprâncenele de o coastă muntoasă și dând impresia că s-ar prăbuși la cea mai mică atingere printre cutiile de conserve de pe țărm. Deasupra plajei,
Autostrada trecea pe sub o arcadă din beton, de fapt un pod pietonal. De la baza podului porneau niște scări din beton cu o balustradă galvanizată pe una din părți. Urcau pieptiși. Dincolo de arcadă se vedea cafeneaua despre care îmi vorbise clientul meu, luminată și animată înăuntru. Terasa de pe trotuar nu avea copertină, iar la mesele acoperite cu ceramică și având picioare de metal, se afla o singură persoană, o negresă în papuci, care fuma și privea marea, având o sticlă de bere în față. Un fox terier folosea unul din scaunele de metal pe post de stâlp. Femeia și-a dojenit câinele, neconvingător, în timp ce treceam cu mașina prin fața cafenelei. Am plătit pentru a folosi locul de parcare. M-am întors la pod și am luat-o în sus pe scări. Era o plimbare frumoasă, dacă îți place să gâfâi. Am numărat 280 de trepte până la Cabrillo Street. Erau acoperite cu nisip adus de vânt, iar balustrada era rece și umedă, ca o broască râioasă. Până când am ajuns, lumina de pe suprafața apei dispăruse cu totul, iar un pescăruș cu aripă ruptă se lupta cu briza. M-am așezat pe ultima treaptă, mi-am scos nisipul din pantofi și am așteptat ca pulsul să scadă până la 100 și ceva. Când am reînceput să respir aproape normal, mi-am dezlipit cămașa de spate și am pornit către o casă luminată, singura aflată la o distanță rezonabilă față de trepte. Era o casă mică și drăguță, cu scări în spirală, acoperite cu sare, care duceau la ușa principală cu un felinar la intrare. Garajul se afla de desubt, pe o latură. Ușa acestuia era ridicată și rulată, astfel că lumina felinarului cădea oblic pe o mașină neagră, mare cât un tank, cu vopsea metalizată, cu o statuetă pe capacul radiatorului și niște inițiale gravate, probabil emblema. Mașina avea volan pe dreapta și părea să fi costat mai mult decât casa. Am urcat și am căutat o sonerie, dar n-am găsit decât un ciocănel care lovea într-un cap de tigru. În ceața serii, zgomotul se auzea înfundat. N-am auzit pași în casă. Cămașa era udă și o simțeam pe spate ca o pungă cu gheață. Ușa s-a deschis silențios și în fața mea a apărut un bărbat înalt, blond, îmbrăcat într-un costum din flanel alb, având în jurul gâtului o eșarfă din satin violet. Purta o albă strea la reverul hainei, iar ochii lui albaștri păreau, prin comparație, palizi. Eșarfa violetă era suficient de largă pentru a-mi permite să constat că nu purta cravată și că avea un gât subțire, bronzat și destul de gingaș, cam ca al unei femei solide. Avea trăsături un pic exagerate, dar era un tip bine, cu 1-2 centimetri mai înalt decât mine. Asta însemna 1,81 m. Părul lui blond era aranjat de natură, în trei zone care mi-aminteau de trepte, așa că nu mi-a plăcut. Nu mi-ar fi plăcut oricum. Una peste alta arăta exact ca un individ care ar putea un costum din flanel alb, o eșarfă violet în jurul gâtului și o albăstrea la rever. Și-a adres vocea și s-a uitat, peste umărul meu, la marea întunecată. S-a auzit o voce rece și arogantă. Da? E ora 7, am zis. 7 fix. Ah, da, ia să vedem. Vă numiți? S-a oprit și s-a încruntat, în timp ce făcea un efort de memorie. Mi s-a părut dubios, la fel de dubios ca și actele unei mașini rablagite. L-am lăsat să se gândească puțin, apoi l-am ajutat. Philip Marlowe, la fel ca la prânz. M-a privit încruntat, apoi s-a retras un pas și a zis rece. A, da, asta e. Intră, Marlowe. Valetul meu e liber în seara asta. Am împins ușa cu vârful degetului, ca și când a face singur așa ceva. E un lucru foarte neobișnuit. Am trecut pe lângă el și mirosul lui de parfum. A închis ușa. Intrarea era un balcon scund cu balustradă, care înconjura din trei părți camera de zi. Pe-al patrulea perete al acesteia se aflau două uși și un șemineu. În șemineu ardea focul. Balconul era plin cu rafturi pentru cărți și piedestale, pe care se aflau, protejate cu sticlă, niște bucăți de metal care vroiau să fie sculpturi. Am coborât trei trepte pentru a ajunge în zona principală a camerei. Covorul îmi mângâia gleznele. Am văzut un pian mare, de concert, închis. Într-un colț al pianului, pe o bucată de catifea de culoarea piersicii, se afla o vază înaltă de argint cu un trandafir galben în ea. Mobila era fină și frumoasă, iar pe podea erau foarte multe perne, unele având ciucuri aurii. Numai un răuvoitor putea să spună că nu e o cameră frumoasă. Într-un colț întunecat se afla, ca în filme, o canapea acoperită cu damasc. Era genul de cameră în care proprietarii stau în papuci, sorb bitter cu zahăr, vorbesc cu voci foarte afectate, uneori chiar în șoaptă. Era genul de cameră în care puteai să faci orice, numai să lucrezi, nu. Domnul Lindsay Marriott s-a rezemat de pian, s-a plecat pentru a mirosi trandafirul, apoi a deschis o tabacheră franțuzească emailiată, din care a scos o țigară maro, lungă, cu o dungă aurie. M-am așezat pe un fotoliu roz, sperând să nu-l asurme pe el. Am aprins un Camel,
Am scos fumul pe nări și am privit un obiect din metal strălucitor aflat pe un raft. Era un arc de cerc, cu adâncitură și două protuberanțe. Priveam insistent. Marriott și-a dat seama. E o piesă interesantă, a zis neglijent. Am cumpărat-o chiar ieri. E Spirit of Dawn, a lui Asta Dial. Credeam că e Two Words on a Fanny, a lui Klopstein. Domnul Lindsay Marriott arăta de parcă ar fi înghițit o albină. A scupat-o cu dificultate. Ai un umor cam ciudat și de prost gust. Nu mă pot abține. Da, a zis foarte rece. Da, desigur. Nu mă îndoiesc. Ei bine, problema pentru care am dorit să te văd este, de fapt, destul de puțin importantă și foarte simplă. Nici nu știu dacă merita efortul de a veni până aici. Mă întâlnesc diseară cu niște tipi cărora trebuie să le dau ceva bani. M-am gândit că n-ar fi rău să am pe cineva cu mine. Porți armă? Uneori. Am privit ridurile bărbiei lui late și groase. Ar fi fost o sculptură reușită. Aș vrea să nu porți arma. E pur și simplu o tranzacție, o afacere. Nu prea mi se întâmplă să-mi puși pe cineva, am zis. E vorba de șantaj? S-a încruntat. În niciun caz. Nu am obiceiul de a da motive de șantaj. Se întâmplă unor oameni foarte buni. Ba chiar celor mai buni. Și-a scuturat țigara. Ochii lui albaștri avea o privire mohorâtă, dar buzele zâmbeau. Tipul de zâmbet pe care îl asociez cu o frânghie de mătase. A mai suflat puțin fum, apoi și-a lăsat capul pe spate. Ieșeau acum în evidență mușchii fini, dar puternici ai gâtului. Și-a coborât încet privirea. Mă studia. Mă întâlnesc cu acești oameni într-un loc destul de retras, probabil. Încă nu știu unde. Aștept un telefon pentru detalii. Trebuie să fiu imediat gata de plecare. Nu va fi prea departe de aici. Așa l-am înțeles. Când ați aranjat asta? Cu 3 sau 4 zile în urmă. Ați amânat cam mult problema gărzii de corp. S-a gândit puțin la asta, apoi și-a scuturat țigara. Cam așa e. Am hotărât greu. Aș fi mai bine să mă duc singur, deși nimeni nu-mi impune asta. Pe de altă parte, nu prea sunt un erou. Ei vă cunosc, desigur. Nu sunt convins. Voi avea la mine mulți bani și nu ai mei. Fac asta pentru o prietenă. Nu mi-ar place să-i pierd, desigur. Am stins țigara, m-am afundat în fotoliul roz și am început să mă joc cu degetele. Câți bani și pentru ce? Îmi pare rău, dar nu pot să intru în asemenea amănunte. Aveam un zâmbet mult mai simpatic acum, dar tot nu-mi plăcea. Vreți să vă însoțesc pentru a vă ține pălăria? Mâna i-a tremurat și pe mâneca albă a căzut scrum. L-a scuturat și a privit locul rămas murdar. Nu-mi place cum te porți, a zis cu voce tăioasă. Da, am mai avut plângeri, dar nu m-am învățat minte. Doriți un bodyguard care n-are voie să poarte armă. Doriți pe cineva care să vă ajute, dar care să nu știe ce are de făcut. Doriți să-mi risc gâtul fără să știu de ce, sau pentru ce, sau măcar cât de mare este riscul. Ce oferiți pentru toate astea? N-am avut timp să mă gândesc la asta. Obrajii deveniseră roșu intens. Și credeți că ați putea să vă gândiți la asta? S-a plecat grațios și a zâmbit. Un pumn în nas ar fi suficient. Am rânjit, m-am ridicat și mi-am pus pălăria. Am pornit către ușă mergând agale. În spatele meu s-a auzit un strigăt. Îți ofer $100 pentru numai câteva ore din timpul tău. Dacă nu e suficient, spune. Nu e niciun risc. Unei prietene i-au fost furate niște bijuterii, de către niște hoți înarmați. Eu le răscumpăr. Stai jos și nu mai fi așa țâfnos. Am îndreptat către fotoliul roz și m-am așezat din nou. Bine, am zis. Povestește. Am privit unul pe celălalt vreo 10 secunde. Ai auzit de jadul Feițui? A întrebat încet, apoi și-a aprins o altă țigară maro. Nu. Este singurul jad cu adevărat prețios. Celelalte tipuri au valoare mai ales datorită manoperei. Feițui e valoros prin el însuși. Toate depozitele cunoscute au fost epuizate cu 100 de ani în urmă. O prietena mea avea un colier format din 60 de mărgele de 6 carate fiecare, toate sculptate. Valora între 80 și 90 de mii de dolari. Guvernul chinez are și el unul, puțin mai mare, evaluat la 125 de mii. Colierul prietenei mele a fost furat acum câteva nopți. Eram de față, dar nu am putut face nimic. Am fost împreună la o petrecere, apoi la Trocadero și eram în drum spre locuința ei. Eu conduceam. O mașină ne-a zgâriat cu bara din față stânga, apoi a oprit pentru a-și cere scuze. Am crezut noi. În loc de scuze, am avut parte de un jaf rapid și bine lucrat. Erau 3 sau 4 oameni, deși eu n-am văzut decât 2, dar sunt sigur că mai era unul la volan și cred că am văzut și o sclipire metalică în oglinda retrovizoare. Prietena mea purta colierul. L-au luat împreună cu 2 inele și o brățară. Cel care părea a fi șeful a studiat obiectele la lumina unei lanterne fără să se grăbească. Apoi ne-a dat înapoi unul dintre inele, spunând că așa ne vom da seama cu ce fel de oameni avem de-a face.
Ne-a mai spus să așteptăm un telefon înainte de a anunța poliția sau compania de asigurări. Am urmat instrucțiunile. Se întâmplă foarte multe chestii din astea. Ori taci și plătești răscumpărarea, ori nu-ți mai găsești niciodată bijuteriile. Dacă sunt zdravă în asigurate, nu regresi prea tare. Când e vorba însă de piese rare, e mai bine să plătești. Am dat din cap aprobator. Colierul ăsta de jad nu e un lucru peste care să dai în fiecare zi. Și-a plimbat un deget pe suprafața lucioasă a pianului, cu o expresie visătoare, ca și când i-ar face plăcere să atingă lucruri fine. Chiar așa, e de neînlocuit. Ar fi trebuit să nu-l poarte deloc, dar niciodată nu se gândește la consecințe. Celelalte lucruri erau bune, nimic deosebit, însă... Aha, cât plătiți? $8,000, foarte puțin. Dar, dacă e sigur că prietena mea nu poate găsi altul asemănător, la fel de sigur e și faptul că indivizii nu pot scăpa de el. E o piesă cunoscută tuturor bijutierilor din țară. Prietena dumneavoastră are un nume? Aș prefera să nu vi-l spun acum. Ce ați aranjat zilele astea? M-a privit cu ochii aceia palizi. Mi se părea puțin speriat, dar îl cunoșteam de prea puțin timp pentru a fi sigur de asta. Poate era puțin amețit. Mâna care ținea țigara maro nu-și găsea locul. Negociem la telefon, prin mine. Totul este aranjat, mai puțin ora și locul întâlnirii. Se va întâmpla în seara asta. Aștept un telefon pentru amănunte. Nu va fi prea departe de aici, așa au spus. Și trebuie să fiu imediat gata de plecare. Așa că nu pot spune nimic. Poliției, vreau să zic. Banii sunt marcați? Presupun că sunt bani. Bani gheață, desigur. Hârtii de câte $20. Nu, de ce să fie marcați? Pot fi marcați în așa fel încât să sunt detectați de lumina neagră. Niciun motiv. În afară de acela că polițiștilor le-ar place să pună mâna pe băiații ăștia și sunt încântați de orice cooperare. O parte din banii ăștia ar putea fi găsiți asupra vreunui tip care are deja carieră. Are carieră. Așa că nu pot spune nimic. Poliției, vreau să zic. Aha. Banii sunt marcați? Presupun că sunt bani. Bani gheață, desigur. Hârtii de câte $20. Nu. De ce să fie marcați? Pot fi marcați în așa fel încât sunt detectați de lumina neagră. Niciun motiv. În afară de acela că polițiștilor le-a place să pună mâna pe băieții ăștia și sunt încântați de orice cooperare. O parte din banii ăștia ar putea fi găsiți asupra vreunui tip care are deja cazier. S-a încruntat și părea gânditor. Nu știu ce este lumina neagră. Razele ultraviolete fac anumite cerneluri să strălucească în întuneric. Aș fi putut să fac treaba asta. N-avem timp acum, a zis scurt. E unul dintre lucrurile care mă îngrijorează. De ce? De ce m-ați căutat abia azi după amiază? De ce tocmai pe mine? Cine v-a spus despre mine? A râs. Era un râs de puști, dar nu chiar de copil mic. E bine, trebuie să mărturisesc că am luat numărul din cartea de telefon, la întâmplare. Vezi, n-am avut intenția de a lua pe cineva cu mine, dar după amiază m-am gândit că n-ar strica. I-am privit mușchii gâtului în timp ce aprindeam încă una din țigările mele strivite. Care-i planul? Și-a întins mâinile. Merg unde mi se spune, predau banii și primesc colierul de jad. Aha. Îți place foarte mult expresia asta. Ce expresie? Aha. Și eu unde am să fiu? În mașină? În spate? Cam așa. E o mașină mare. E mult loc în spate. Uite ce e, am zis încet. Vrei să mergem împreună, în mașină, într-un loc pe care îl vei afla la telefon în seara asta. Vei avea $8,000. Bani viață. Și cu ăștia ar trebui să răscumperi un colier de jad care face de 10-12 ori mai mult. Ceea ce vei primi, dacă vei primi ceva, va fi un pachet pe care nu vei avea voie să-l deschizi. S-ar putea, de asemenea, ca tipii să ia banii pur și simplu, să-i numere undeva, în altă parte, și să-ți trimită colierul prin poștă. Dacă sunt mărinimoși, nimic nu-i poate împiedica să te tragă pe sfoară. Oricum, nimic din ceea ce aș putea eu să fac. Ăștia sunt hoți, sunt duri. Ar putea chiar să-ți tragă una în cap, nu prea tare. Doar că să te țină pe loc până se cară. Mi-e puțin frică de asta, a zis încet și a clipit nervos. Cred că tocmai de asta vreau pe cineva cu mine. Ți-au luminat fața la prima întâlnire? A scuturat din cap. Nu. De fapt, nu contează. Avea o grămadă de ocazii să te vadă de atunci încoace. Probabil că știau totul despre tine mai demult. Treburile astea sunt bine pregătite. La fel de bine pregătite ca un dinte înainte de a-i se pune o plombă de aur. Ești des cu tipa asta? Nu foarte rar, a zis înăbușit. Măritată? Uite ce, hai să nu mai amestecăm deloc pe doamna asta amărâit. Bine, am zis. Dar cu câte știu mai multe, cu atât fac mai puține gafe. Aș vrea să nu mă bag în treaba asta, Marriott. Chiar aș vrea. Dacă băieții vor să joace cinstit, n-ai nevoie de mine. Dacă nu, oricum n-am ce să fac. Nu vreau decât să mă însoțești, a zis repede. Am ridicat din numeri. Bine,
Dar eu conduc și țin banii, iar tu te ascunzi în mașină. Avem cam aceeași înălțime. Dacă ai vreo problemă, le spun adevărul. N-avem nimic de pierdut. Nu. A strâns din buze. Primesc $100 pentru nimic. Dacă o încurcă cineva, eu trebuie să fiu acela. S-a încruntat, a dat din cap de câteva ori, dar după destul de mult timp, fața i s-a luminat și a zâmbit. Bine, a zis încet. Bănuiesc că nu are prea mare importanță. Vom fi împreună. Vrei niște brandy? Aha. Și ai putea să-mi aduci și $100. Îmi place să simt că am bani. Mergea ca un balerin, partea de sus a corpului rămânând nemișcată. În timp ce ieșea, a sunat telefonul, care se afla într-un mic intrând ce făcea parte din sufragerie, un spațiu furat din balcon. Nu era telefonul pe care l-aștepta. Vorbea prea afectat. După puțin timp, a venit cu o sticlă de Martel, 5 stele, și cu 5 hârtii noi de câte $20. A fost o seară frumoasă. Până acum. Capitolul 9. Era o casă foarte liniștită. În depărtare, se auzea un zgomot abia perceptibil. Putea fi un val sau mașinile mișunând pe autostradă sau vântul prin brazi. Departe, jos, se agita marea. Am ascultat-o, gândindu-mă la tot felul de lucruri. Telefonul a sunat de 4 ori în următoarea oră și jumătate. Cel pe care l-așteptam a venit la 10:08. Marriott a vorbit cu o voce foarte joasă. Apoi a pus aparatul la loc fără niciun zgomot și s-a ridicat cu mișcări silențioase. Pe față îi se citea îngrijorarea. Avea acum haine închise la culoare. A intrat în cameră ca și când ar fi preocupat să nu trezească pe cineva și și-a turnat ceva alcoolic într-un pahar de brandy. A privit paharul în lumină cu un zâmbet straniu, trist. Apoi l-a ridicat brusc, și-a dat capul pe spate și a turnat băutura pe gât. Ei bine, totul i-a aranjat, Marlowe. Ești gata? Sunt gata încă de când am venit. Unde mergem? Un loc numit Purissima Canyon. N-am auzit de el. Ia o hartă. A luat una, a deschis-o repede și s-a plecat asupra ei, în timp ce razele de lumină se jucau prin părul lui strălucitor. Indica ceva cu degetul. Era unul dintre canioanele ce se aflau de-a lungul bulevardului care leagă orașul cu autostrada de pe coastă, la nord de Bay City. Aveam idee pe unde se găsea, dar atât. Părea să fie la capătul unei străzi numite Camino de la Costa. Nu facem mai mult de 12 minute până acolo, a zis Marriott repede. Ar trebui să ne mișcăm. Nu avem decât 20 de minute. Mi-a dat un pardesiu deschis la culoare, care făcea din mine o țintă perfectă. Îmi venea destul de bine. Mi-am pus propria pălărie. Aveam o armă sub braț, dar nu i-am spus. În timp ce ne îmbrăcam, a continuat să vorbească cu voce înceată și nervoasă, plimbându-și mâinile tot timpul pe plicul din hârtie de Manila, burdușit cu cei $8,000. Purissima Canyon are un fel de platformă orizontală, așa au zis. E despărțită de stradă printr-o barieră, dar te poți strecura. Un drum neasfaltat coboară șerpuind până la platforma aceea, unde noi trebuie să așteptăm cu luminile stinse. Nu sunt case în jur. Noi? Adică eu, teoretic. Aha. Mi-a înmânat plicul și l-am deschis. Erau chiar bani, o mulțime de fișicuri de bancnote. Nu i-am numărat. Am închis plicul și l-am ascuns sub pardesiu, în dreptul coastelor. Ne-am îndreptat către ușă și Marriott a stins toate luminile. A deschis precaut ușa din față și a privit afară cu atenție. Am ieșit și am coborât pe scara plină de depuneri de sare, în spirală, până la nivelul străzii și al garajului. Era puțină ceață, care e întotdeauna noaptea în această zonă. A trebuit să pornesc ștergătoarele de parbriz. Mașina mare, străină, mergea singură, dar țineam și eu mâna pe volan, așa, din obișnuință. Timp de 2 minute am desenat 8 turi pe coasta muntelui, apoi am ajuns lângă cafenea. Acum e clar de ce mi-a sugerat Marriott să folosesc cările. Aș fi putut să conduc ore întregi pe străzile astea întortocheate, fără să mă deplasez mai mult decât un pește prins în undiță. Farurile coloanelor de mașini de pe autostradă formau un fel de bare luminoase, pe ambele sensuri. Camioane mari, cu remorcă, se îndreptau către nord, scârțâind, împopoțonate cu beculețe verzi și galbene. În 3 minute ne-am îndepărtat puțin de mare și am început să șercuim la poalele colinelor. S-a făcut liniște. Era pustiu și mirosea avarec și a salvie sălbatică. Se mai vedea câte o fereastră galbenă, luminată, aici și colo, ca ultimă portocală rămasă neculeasă. Treceau mașini ce stropeau asfaltul cu lumini albe și reci, apoi dispăreau din nou în întuneric. Nori de ceață ascundeau stelele de pe cer. Marriott s-a plecat și a zis: luminile acelea de pe dreapta sunt de la Belvedere Beach Club. Următorul canion este Las Pulgas, iar după el vine Purissima. O luăm la dreapta când ajungi în vârful celei de-a doua pante. Avea o voce liniștită, dar încordată. Am urmărit ceva și am continuat drumul. Ține-ți capul la cutie, am zis peste umăr.
putem fi urmăriți. Mașina asta sare în ochi. S-ar putea ca băieții să nu fie încântați văzând că suntem doi. Am coborât într-o depresiune pe la capătul unui canion, după puțin timp, iar jos și iar sus. Marriott mi-a strigat în ureche. Prima la dreapta. Vezi casa aceea cu foișor pătrat? Treci pe lângă ea. Te pomenești că i-ai ajutat să aleagă locul ăsta. Deloc, a zis și a râs forțat. Dar cunosc destul de bine canioanele astea. Am luat-o la dreapta pe lângă o casă cu foișor de formă pătrată, acoperit cu țiglă rotundă. Farurile au luminat pentru o clipă o plăcuță care indica numele străzii și pe care am citit Camino de la Costa. Am coborât apoi pe o stradă lată, brăzdată de instalații electrice neterminate, cu trotuare năpădite de buruieni. Visul unui agent imobiliar a eșuat. Se auzea cântecul greierilor și orăcăitul broaștelor de pe trotuar. Da, mașina lui Marriott era foarte silențioasă. Am văzut întâi cam o casă pe fiecare stradă, apoi o casă la două străzi, apoi casele au dispărut cu totul. Chiar dacă una sau două ferestre mai erau încă luminate, oamenii de aici păreau să se culce odată cu găinile. Strada pavată s-a transformat brusc într-un drum de pământ, tare ca betonul atunci când nu ploua. Drumul a început să se îngusteze și a luat-o la vale printre tufișuri. Luminile de la Belvedere Beach Club atârnau în aer pe partea dreaptă, iar undeva în depărtare strălucea apa. Mirosul înțepător al salviei umplea aerul nopții. Am zărit o barieră vopsită în alb care bloca drumul de pământ și am auzit vocea lui Marriott lângă umărul meu. Nu cred că poți să treci de asta. Nu ai suficient loc. Am oprit motorul acela silențios, am stins farurile și am așteptat puțin cu urechile ciulite. Nimic. Am închis toate luminile și am ieșit din casă. Greierii nu mai cântau. Câteva clipe, liniștea a fost atât de adâncă încât am auzit sunetul cauciucurilor mașinilor de pe autostradă, la țărm, la o milă depărtare. Apoi, unul câte unul, greierii au început din nou să cânte, până când sunetele lor au umplut noaptea. Stai liniștit, cobor puțin să mă uit, am șoptit către partea din spate a mașinii. Am pipăit mânerul Amei de sub haină și am pornit. Între tufișuri și barieră era ceva mai mult spațiu decât ni se păruse din mașină. Cineva tăiase tufișurile și pe pământ erau urme de mașină. Probabil, puștii care își fac de cap acolo jos în nopțile calde. Am trecut de barieră. Drumul cobora și am văzut o curbă. În față era întuneric. Undeva, departe, se auzea vag marea. Mai erau farurile mașinilor de pe autostradă. Am mers mai departe. Drumul s-a terminat într-o poiană întunecoasă, înconjurată de tufișuri. Nu era nimeni acolo. Singura intrare părea să fie cea folosită de mine. Am stat liniștit, ascultând. Minutele au trecut încet, unul după altul, dar eu am continuat să aștept un sunet mai deosebit. Nimic. Mi se părea că sunt singur în toată depresiunea aia. Am privit spre clubul luminat. De la una din ferestrele de sus, un om cu un binoclu bun putea, probabil, să supravegheze destul de bine locul ăsta. Putea să vadă o mașină venind sau plecând. Putea să vadă cine a ieșit din ea, dacă e o persoană sau un grup. Dacă stai într-o cameră întunecată și ai un binoclu bun, poți vedea mult mai multe lucruri decât îți închipui că e posibil. M-am pregătit să mă întorc. De la baza unui tufiș, un greier a scârțit suficient de tare pentru a mă face să tresar. Am luat-o iarăși pe drumul șerpuitor și am trecut de bariera albă. Tot nimic. Mașina neagră strălucea abia perceptibil. Nu era foarte întunecată, dar nici luminoasă. M-am dus lângă ea și am pus un picior pe bara de lângă locul șoferului. Mi se pare că a fost numai o încercare, am șoptit. Doar ca să vadă dacă respecti ordinele. Ceva s-a mișcat vag în spate, dar n-am primit niciun răspuns. Am privit în jur, încercând să văd și altceva decât tufișuri. Nu știu cine a fost, dar mi-a aplicat o lovitură zdravănă după ceafă. Mai târziu, m-am gândit că am auzit, parcă, șuieratul unei bâte. Faci tot felul de presupuneri, după. 4 minute, a spus vocea. 5, poate 6. Trebuie să se fi mișcat repede și în liniște. El nici măcar n-a icnit. Am deschis ochii și am văzut ca prin ceață o stea. Eram culcat pe spate și mă simțeam rău. S-ar putea să fi fost ceva mai mult, a continuat vocea. Poate 8 minute cu totul. Probabil că erau ascunși în tufișuri, exact unde s-a oprit mașina. Tipul era ușor de speriat. I-au luminat puțin fața, a intrat în panică și a coborât din mașină. Bietul de el. Era liniște. M-am ridicat într-un genunchi. Simțeam dureri de la ceafă până la glezne. Apoi, unul dintre ei a intrat în mașină și a așteptat să te întorci. Ceilalți s-au ascuns din nou și au imaginat că o să-i fie teamă să vină singur. Sau au simțit ceva în vocea lui la telefon și au devenit suspicioși. M-am așezat în 4 labe, amețit, ascultând. Da, cam așa s-a întâmplat, a mai zis vocea. Era chiar vocea mea. Vorbeam cu mine însumi.
Încercam, inconștient, să-mi dau seama ce s-a întâmplat. Taci și steați-o, am zis și am încetat să mai vorbesc. În depărtare se auzea zgomotul motoarelor. Ceva mai aproape cântau greierii și o răcăiau trei broaște. Nu cred că o să mai îmi placă sunetele astea. I-am ridicat o mână de pe pământ și am încercat să îndepărtez sucul disgrațios de salvie de pe ea. Apoi m-am șters pe haină. Bună treabă, am făcut pentru $100. Mâna a început să umble singură pe sub haină. Plicul nu mai era, bineînțeles. A ajuns apoi la sacou. Portofelul era la locul lui. M-am întrebat dacă mai fi $100. Probabil că nu. Ceva atârna greu sub brațul meu drept. Pistolul în centură. Frumos din partea lor să-mi lase arma. O faptă bună, ca și când ai închide ochii cuiva după ce l-o mori. Ne-am simțit ceafă. Pălăria era la post. Am scos-o cu greutate și capul era sub ea. Bunul și bătrânul cap îl am de atâta vreme. Acum era puțin cam moale, cam scofâlcit și cam încet. Pălăria mi-a folosit. Puteam încă să folosesc capul. Cel puțin încă un an de acum încolo. Am pus mâna dreaptă înapoi pe pământ, am ridicat-o pe stânga și am tot mișcat-o până când am reușit să văd ceasul. Limbile fosforescente arătau 10:56, dacă am văzut bine. Telefonul a venit la 10:08. Marriott a vorbit vreo 2 minute. După încă 4, am ieșit din casă. Timpul trece foarte încet atunci când faci într-adevăr ceva. Vreau să spun că faci foarte multe mișcări în foarte puține minute. Chiar asta vreau să spun? Cui dracu-i pasă ce vreau să spun? De acord, alții sunt mai grozavi ca mine și vorbesc mai puțin. Ce vreau să spun e că am ajuns la 10:15, să zicem. Locul de întâlnire e la 12 minute distanță. 10:27. Am coborât puțin, am petrecut cel puțin 8 minute uitându-mă pe acolo, apoi m-am întors ca să-mi supun capul acestui tratament. 10:35. Mai punem un minut până am fost lovit și am dat cu nasul de pământ. Știu că am izbit pământul cu fața pentru că am bărbia zgâriată. Doare. Nu pot să o văd. Dar nici nu trebuie. E bărbia mea și pot să-mi dau seama dacă e lovită sau nu. Poate vrei să mai scot ceva. Bine, taci din gură și lasă-mă să mă gândesc. Dar cu ce să gândesc? Ceasul arată 10:56 postmeridian. Asta înseamnă că am fost inconștient 20 de minute. Un somn de 20 de minute. Exact cât trebuie. În timpul ăsta am ratat o misiune și am pierdut $8,000. De ce nu? În 20 de minute poți scufunda un vapor, poți dobărâ 3 sau 4 avioane și poți asista la o dublă execuție. Poți să mori, să te însori, să iei foc, să găsești o slujbă, să scoți un dinte sau să scapi de amigdale. În 20 de minute poți să te trezești dimineața, poți să bei un pahar cu apă la un club. Oare? Un somn de 20 de minute. E cam mult, mai ales într-o noapte răcoroasă, în aer liber. Am început să tremur. Stăteam tot în genunchi. Mirosul de salvie a început să mă enerveze, ca și uleiul ăsta disgrațios din care albinele sălbatice fac miere. Mierea e dulce, mult prea dulce. Stomacul a început să mă chinuie. Am strâns din dinți cu putere, încercând să-i păstrez în gură. Fruntea era plină de sudoare rece. M-am ridicat într-un picior, apoi amândouă și m-am îndreptat clătinându-mă. Mă simțeam ca un picior amputat. M-am întors încet. Mașina dispăruse. Drumul era pustiu până la dealul întunecat, unde se termina strada pavată, Camino de la Costa. În stânga, bariera vopsită în alb sfida întunericul. În spatele tufișilor se vedea, undeva pe cer, o zonă ceva mai luminată. Erau probabil luminile din Bay City. Ceva mai la dreapta, destul de aproape, luminile de la Belvedere Club. M-am dus în locul unde fusese mașina, am scos din buzunar un pix lanternă și am îndreptat lumina slabă către pământ. Solul era roșu, argilos, foarte tare pe vreme uscată, dar acum nu era exagerat de uscată. Era puțină ceață, suficientă însă pentru a înmuia suprafața pământului, atât cât să vezi unde a staționat o mașină. Puteam să văd foarte clar marca acelor cauciucuri grele, cu 10 rânduri de zimți. Vogue. Am luminat-o, m-am aplecat și am amețit. Am luat-o după urme. Băieții au mers drept înainte câțiva metri, apoi au luat-o spre stânga. Nu au întors. Au trecut prin stânga barierei. Acolo i-am pierdut. M-am dus lângă barieră și am îndreptat lanterna către tufiș. Crenci proaspăt rupte. Au trecut printre barieră și gardul viu și au luat-o la vale. Solul era și mai umed aici. Iarăși marca acelor cauciucuri grele. Am continuat să merg în jos, am parcurs toată curba și am ajuns la intrarea în poiana închisă între tufișuri. Era acolo, cu vopsa metalizată strălucind de noapte. Semnalizatoarele au trimis înapoi la raza lanternei. Era acolo, liniștită, fără lumini, cu toate ușile închise. M-am apropiat încet, strângând din dinți la fiecare pas.
Am deschis una din ușile din spate și am luminat puțin înăuntru. Gol. Nici în față nu era nimeni. Motorul era oprit. Cheia era în contact, legată cu lănțișor. Nici o husă deranjată, nici un geam spart, nici un pic de sânge, nici un corp. Totul curat și ordonat. Am închis ușile și am înconjurat mașina, sperând să găsesc vreo urmă. N-am reușit. Un sunet m-a făcut să tresar. Mârâitul unui motor dincolo de tufișuri. N-am sărit decât o jumătate de metru. Am lăsat lanterna și arma mi-a sărit singură în mână. Farurile au luminat cerul, apoi au coborât iarăși. Părea să fie o mașină mică. Avea un sunet înfundat, care se potrivea cu umezeala din aer. Farurile au bătut și mai mult în jos și au devenit mai puternice. O mașină venea pe drumul de pământ. A parcurs două treimi din el, apoi s-a oprit. Un proiector s-a aprins și s-a îndreptat într-o parte. După câtva timp s-a stins. Mașina a început să coboare panta. Am scos arma din buzunar și m-am ascuns după mașina lui Marriott. O mașină mică, cu două uși, n-am putut să-i disting forma sau culoarea, a intrat în poiană și s-a poziționat, astfel încât farurile luminau tot. M-am ghemuit instantaneu. Razele au trecut pe deasupra mea ca niște săbii. Vehiculul s-a oprit. Motorul a tăcut. Farurile s-au stins. Liniște. S-a deschis o portieră și un picior ușor a atins pământul. Și mai multă liniște. Chiar și greierii au tăcut. Apoi, o lumină a tăiat întunericul pe jos, paralel cu solul, la numai câțiva centimetri deasupra lui. N-am avut cum să-mi mișc picioarele atât de repede. Raza a rămas înțepenită pe gleznele mele. Pe urmă s-a ridicat, măturând din nou capota. Apoi un râs. Un râs de fată, încordat ca o strună de mandolină. Un sunet ciudat pentru locul ăsta. O voce nu prea tăioasă a spus: "Ești de acolo cu mâinile sus, goale, te-am văzut." Nu m-am mișcat. Lumina a tremurat puțin, ca și când ar fi tremurat mâna care o ținea. Am măturat încă o dată capota. Vocea mi s-a adresat iarăși. "Ascultă, străine, am un pistol automatic cu 10 gloanțe. Ținte-ți bine. Ambele tale picioare sunt vulnerabile. Pui pariu?" "Aruncă-l sau ți-l zbor din mână," am mârâit. "Știți cum e atunci când rupi scândurile de pe un cotez de găini?" Cam așa a sunat vocea mea. "Oh, un tip dur." Avea un trebor în voce, foarte simpatic. A devenit mai dură. "Ieși? Număr până la 3. Gândește-te la ce-ți spun. Ai 12 gloanțe. Poate 16, dar picioarele o să te doară foarte tare. Gleznele au nevoie de foarte mulți ani pentru a se reface, iar uneori nici nu se refac cu adevărat." M-am ridicat încet și m-am uitat spre lanternă. "Și eu vorbesc foarte mult atunci când sunt speriat," am zis. "Nu te mai mișca. Cine ești?" M-am deplasat către fartea din fața mașinii, spre ea. Când am ajuns la 2 metri de capul din spatele lanternei, m-am oprit. Lumina era îndreptată spre mine, în continuare. "Oprește-te acolo," a strigat fata furioasă după ce mă oprisem. "Cine ești?" "Arată-mi arma." A ținut-o în dreptul luminii. Era îndreptată spre stomacul meu. Un pistol mic, de buzunar, arătând ca un colt automatic. "A, asta am zis. Jucărie. Nici măcar nu are 10 gloanțe. Doar 6. Ceva mic, pentru fluturi. Altceva nu poți să împuști cu asta. Să-ți fie rușine că m-ai mințit." "Ești nebun?" "Eu? Poate puțin amețit. M-a lovit un borfaș." Asta e mașina ta?" "Nu." "Cine ești?" "La ce te-ai uitat atunci când ai folosit proiectorul?" "Adică întrebările le pui tu?" "Era un bărbat. M-am uitat la un bărbat." "Avea păr blond în scări?" "Poate o fi avut vreodată. Acum nu." Asta a avut un efect neplăcut asupra mea. Nu mă așteptam. "Nu l-am văzut," am spus istovit. Mergeam în jos după urmele de cauciucuri cu o lanternă. Am făcut încă un pas spre ea. Arma s-a îndreptat imediat spre mine. Lumina nu s-a mișcat. "Stai cu minte," a zis încet. "Foarte cu minte. Prietenul tău e mort." Câteva clipe n-am zis nimic. "Bine, hai să mergem să-l vedem." "Ba, o să stăm chiar aici. Nu o să te miști deloc și o să-mi spui ce s-a întâmplat." Vocea era hotărâtă, nici urmă de teamă. Era convinsă de ceea ce spunea. "Marlowe, Philip Marlowe, detectiv, particular." "Așa o fi, dovedește. Trebuie să-mi scot portofelul." "Las-o moartă, țineți mâinile acolo unde sunt. Trecem peste asta. Povestește-mi." "Poate că omul ăsta nu e încă mort." "Ba, e mort de-a binelea, cu capul făcut praf." "Povestea, domnule, repede." "După cum am mai spus, s-ar putea să nu fie mort. Mergem să ne uităm." Am mișcat un picior în față. "Dacă miști, trag," a strigat. Am mișcat și celălalt picior. Lanterna s-a mișcat și ea. Cred că a făcut un pas în spate. "Îți asum niște riscuri cam mari, domnule," a zis încet. "Bine,
Ia-o înainte și eu te urmez. Dacă nu arătai atât de bolnav, mai fi împușcat. Am primit o lovitură în cap. Chestia asta mi-a produs întotdeauna ceva cearcăne. Un umor cam morbid, a zis stânguitor. M-am dat la o parte și lumina a căzut în fața mea pe pământ. Am trecut pe lângă mașina micuță, obișnuită, curată și strălucitoare. Am continuat în sus, pe drumul de pământ, pe serpentină. Pașii erau foarte aproape de mine, iar lanterna mă ghida. Nu se auzea niciun fel de sunet, except în respirația fetei. Pe-a mea nu auzeam. Capitolul 11. Eram pe la mijlocul pantei când i-am văzut piciorul. Fata a îndreptat lumina așa fel încât să-l văd tot. Ar fi trebuit să-l observ când am coborât, dar eram aplecat, bâșbâind cu un pix lanternă în căutarea urmelor unor cauciucuri de 4 ori mai late decât raza mea de lumină. Dă-mi lanterna, am spus și m-am întors puțin. Mi-a dat-o fără niciun comentariu. M-am lăsat într-un genunchi. Simțeam prin haine pământul rece și umed. Era întins pe spate, la baza unui tufiș, într-o poziție care înseamnă întotdeauna același lucru. Fața era de nerecunoscut. Părul era murdar de sânge. Frumoasele scări blonde erau acum pline de sânge și noroi. O clisă întărită. Fata din spatele meu respira greu, dar nu vorbea. Am luminat fața mortului. Era făcută praf. O mână era întinsă într-o parte, cu degetele curbate, parcă ar fi încercat să se țină de ceva. Pardesiul era pe jumătate strâns sub el, ca și când s-ar fi rotit atunci când a căzut. Picioarele erau încrucișate. La colțul gurii avea o dâră neagră ca petrolul. Luminează-l dacă nu ți-e scârbă, i-am spus, dându-i lanterna înapoi. A luat-o și a îndreptat-o către el, calmă, ca un ucigaș cu experiență. I-am luat din nou pixul lanternă și am început să-i umblu prin buzunare, încercând să nu-l mișc. N-ar trebui să faci asta, a zis încortată. N-ar trebui să-l atingi până vine poliția. Așa e. Iar băieții de la patrulă nu au voie să-l atingă până vine criminalistica. Criminalistica n-are voie să-l atingă până la expertiza medico-legală, care n-are voie să fie făcută până îi se iau amprentele și e fotografiat. Știi că durează asta? Câteva ore. Bine, a zis. Presupun că ești genul de tip care are întotdeauna dreptate. Cineva trebuie să-l fie urât tare ca să-i zdrobească țeasta în halul ăsta. Nu cred că a fost ceva personal amărâit. Unora le place să spargă capete. Având în vedere că nu știu despre ce e vorba, era greu să-mi dau seama, a zis sarcastic. Am continuat să-i umblu prin buzunare. Aveam magnote și niște mărunțiși într-unul din buzunarele de la pantaloni, un portchei de piele și un cuțit mic în celălalt. În buzunarul de la piept avea un portofel cu mult mai multe magnote, poliție de asigurare, carnetul de conducere și câteva rețete. La haină, câteva cutii de chibrituri, un silou de aur, 2 batiste din bumbac, albe, fine și curate ca zăpada, tabachiera emailată din care am văzut că lua țigaretele acelea maro cu banda aurie. Erau sud-americane, de la Montevideo. În buzunarul interior al hainei se afla o altă tabachieră, pe care nu mai văzusem. Era din mătase brodată, cu câte un dragon pe fiecare parte. Conturul imita o carapace de broască țestoasă, atât de fin, încât cu greu îți puteai da seama. Am deschis-o și am văzut înăuntru 3 țigări rusești supradimensionate, sub o bandă elastică. Am scos una. Păreau vechi, uscate, uitate acolo. Aveau filtru găurit. Le fuma pe celelalte, am zis peste umăr. Astea trebuie să fi fost pentru vreo prietenă. Părea un tip care are multe prietene. Fata se aplecase. Îi simțeam respirația în ceafă. Nu-l cunoșteai? L-am întâlnit în seara asta. M-a angajat bodyguard. Halal bodyguard. N-am avut ce să răspund. Îmi cer scuze, a șoptit. Bineînțeles, nu cunosc împrejurările. Crezi că astea ar putea fi droguri? Pot să mă uit? I-am dat tabachiera brodată. Am cunoscut odată un tip care folosea așa ceva. 3 pahare cu tărie, 3 țigări și pe urmă se urca pe pereți. Nu mai mișca lanterna. A făcut o pauză scurtă, apoi a vorbit din nou. Îmi pare rău. Mi-a întins tabachiera și am pus-o la loc în buzunar. Asta e tot ce avea. Nu puteam să constat decât că nu furaseră tot. M-am ridicat și mi-am scos portofelul. Cele 5 bancnote de 20 erau la locul lor. Hoț stilați, am zis. Nu iau decât cantități mari de bani. Lumina s-a îndreptat către pământ. Mi-am pus portofelul la loc, am băgat în buzunar pixul lanternă și m-am repezit către pistolul mic pe care îl ținea în aceeași mână cu lanterna. Ea a scăpat lanterna, eu am luat pistolul. S-a retras rapid, în timp ce eu mă aplecam după lanternă. I-am luminat puțin fața, apoi am închis lanterna. O fi nesuferit, a zis și a băgat mâinile în buzunarele unui pardesiu larg. Nu m-am gândit că tu l-ai omorât. Mi-a plăcut vocea ei rece și liniștită. Mi-a plăcut felul ei de-a fi. Stăteam în întuneric, față în față, tăcuți.
Vedeam tufișurile și cerul înstelat. I-am luminat fața și a clipit. Era o față mică, fină și plină de viață, ochi mari, o față subțire, frumos desenată, ca o vioară de Cremona. O față foarte frumoasă. Ai părul roșu, am zis, ești irlandeză. Și mă cheamă Reardon. Și ce dacă? Dă lumina aia la o parte. Nu e roșu, e castaniu. Am dat lumina la o parte. Care e numele mic? An. Să nu-mi spui Annie. Ce cauți pe aici? Uneori noaptea plec la plimbare. Nu pot să dorm. Locuiesc singură. Sunt orfană. Cunosc împrejurimile ca pe propriul buzunar. Deci am pe aici și am văzut lumină sclipind în vale. E puțin cam frig pentru îndrăgostiți. Și ei nu au nevoie de lumină, nu-i așa? Da, eu n-am avut niciodată nevoie. Îți asum riscuri cam mari, domnișoară Reardon. Parcă și eu am spus același lucru despre tine. Aveam un pistol, nu mi-a fost frică. Nimeni nu mă împiedică să vin aici. Aha, numai instinctul de autoapărare. În noaptea asta nu prea judec, dar să presupunem că ai permis pentru armă. I-am dat pistolul înapoi cu mânerul spre ea. L-a luat și l-a pus în buzunar. Cât de ciudați sunt oamenii. Eu scriu din când în când articole. Tu știi ceva? Al naibii de puțin. Ce cauți în buzunarele lui? Nimic în mod special. Îmi bag nasul peste tot. Am avut 8.000 de dolari pentru a răscumpăra niște bijuterii furate unei doamne. Ne-au tras pe sfoară. Nu știu de ce l-au omorât. Nu părea un tip agresiv. Și n-am auzit niciun zgomot. Eram în vale când l-au aranjat. El era în mașină, mai sus. Trebuia să mergem cu mașina până în poiana în care m-ai găsit. Dar mi s-a părut că nu putem trece fără să o zgâriem. Așa că i-am coborât pe jos și în timpul ăsta l-au omorât. Apoi unul dintre ei a intrat în mașină și m-a păcălit și pe mine. Am crezut că e amicul meu. Nu cred că trebuie să te învinuiești pentru asta. Încă de la început mi s-a părut că e ceva putred în treaba asta. Am simțit ceva, dar aveam nevoie de bani. Trebuie să mă duc la poliție și să-mi torn cernușă pe cap. Vrei să mă duci până la Montmartre Vista? I-am lăsat mașina acolo unde locuia el. Sigur, dar n-ar trebui să-l păzească cineva. Ai putea să iei mașina mea. Sau aș putea să chem eu poliția. M-am uitat la ceas. Acele păreau să arate că ne apropiem de miezul nopții. Nu. De ce nu? Nu știu de ce. Pur și simplu, așa am chef. O să mă descurc singur. Nu a zis nimic. Am coborât din nou, ne-am urcat în mașina ei mică, am tors-o cu farurile stinse, a pornit spre vârful dealului și s-a strecurat pe lângă barieră. O stradă mai încolo a aprins farurile. Mă durea capul. Nu ne-am spus nimic până când am ajuns lângă prima casă de pe marginea străzii pavate. Atunci a zis, ai nevoie să bei ceva. Hai să mergem la mine. Ai putea să suni la poliție de acolo. Oricum, trebuie să vină din vestul Los Angelesului, pentru că pe aici nu-i decât o unitate de pompieri. Continuă să mergi de-a lungul coastei. O să mă descurc singur. Dar de ce? Mi-e frică de ei, iar de poziția mea te-ar putea ajuta. Nu vreau niciun fel de ajutor. Trebuie să mă gândesc. Vreau să fiu singur un timp. Eu? Bine, a zis. A scos un sunet vag, înfundat și a intrat pe bulevard. Am ajuns la service și am luat-o spre nord, către Montmartre Vista și cafeneaua de acolo. Eram înțepenit. Mașina s-a oprit. Am ieșit și am rămas în ușă. Am scos o carte de vizită din portofel și am dat-o. S-ar putea ca într-o zi să ai nevoie de protecție. Anunță-mă. Dar nu mă chema dacă e ceva de gândit. A pus cartea de vizită pe volan și a zis încet. Mă găsești în cartea de telefon pentru Bay City, 819 25 Street. Să nu te superi că mă bag unde nu-mi fierbe oala. Cred că ești încameții după lovitura aia în cap. A întors mașina rapid și a pornit înapoi pe autostradă. Iar eu priveam cum dispare în întuneric. Am trecut pe lângă pod și cafenea. Am ajuns la parcare și am intrat în mașină. În fața mea se afla un bar și am avut un moment de ezitare. Mi s-a părut însă mai înțelept să mă duc la secția de poliție din vestul Los Angelesului, unde am și ajuns după 20 de minute. Eram rece ca o broască și verde ca dosul unei bancnote noi de un dolar. Capitolul 12. O oră și jumătate mai târziu, cadavrul fusese ridicat, vânzoleala se terminase, iar eu îmi spusesem povestea de vreo 3 sau 4 ori. Am stat în biroul capitanului de la secția de poliție din vestul Los Angelesului. Clădirea era liniștită. Doar un bețiv dintr-o celulă continua să bată câmpii în așteptarea condamnării din zori. O lumină albă și puternică, ce provenea de la un reflector, cădea pe o măsuță joasă și lată, pe care erau întinse lucrurile găsite în buzunarele lui Lindsay Marriott, lucruri care păreau acum la fel de moarte ca și stăpânul lor. Omul, din partea cealaltă a mesei, se numea Randall și era de la criminalistica din Los Angeles. Un individ slab și tăcut, de vreo 50 de ani, cu păr cărunt, fin și lucios, ochi reci și comportament distant.
purta o cravată roșu închis cu pete negre și petele parcă dansau în fața ochilor mei. În spatele lui, dincolo de conul de lumină, doi tipi mușculoși, bodyguards, îmi urmăreau fiecare câte o ureche. Am răsucit o țigară, am aprins-o, dar nu mi-a plăcut gustul. Am rămas privind-o cum arde între degete. Mă simțeam ca la 80 de ani și eram tare adormit. Rangel a zis cu răceală: cu cât spui povestea asta mai des, cu atât sună mai stupid. Omul ăsta, Marriott, negocia, bineînțeles, de câteva zile. Și deodată, cu numai câteva ore înainte de întâlnire, dă telefonul unui necunoscut și l-angajează ca bodyguard. Nu chiar ca bodyguard am intervenit. Nici măcar nu i-am spus că am armă. Voia doar să-l însoțesc. Am aflat despre tine. Întâi a zis că de la un prieten comun. Pe urmă, că a luat numele la întâmplare, din cartea de telefon. Randall a scotocit cu delicatețe prin grămada de lucru de pe masă, a găsit o carte de vizită, a ridicat-o ca pe un lucru foarte murdar și a împins-o de-a lungul mesei. Avea cartea ta de vizită. M-am hâlbat la ea. Provenea din portofelul lui, împreună cu alte cărți de vizită pe care nu m-am deranjat să le studiez la Purisima Canyon. Era, într-adevăr, cartea mea de vizită. Destul de neîngrijită, ciudat pentru un om ca Marriott. O pată rotundă de grăsime trona într-un colț. Sigur, am spus. Îmi par de astea ori de câte ori am prilejul. E un lucru firesc. Marriott te-a lăsat să transporți banii, a continuat Randall. $8,000. A avut ceva încredere în tine. Am tras din țigară și am suflat fumul sub tavan. Lumina îmi chinuia ochii. Mă durea ceafa. Nu mai am cei $8,000. Îmi pare rău. Nu. N-ai, e aici dacă ai avea banii. Sau, poate ai fi. Era o grimasă disprețuitoare pe fața lui, dar părea artificială. Aș face o grămadă de lucruri pentru $8,000, dar dacă aș vrea să omor un om cu o bâtă, l-aș lovi cel mult de două ori în moalele capului. A dat ușor din cap. Unul dintre tipii din spatele lui a scuipat în coșul pentru hârtii. Asta e una din ciudățenile cazului. Par o treabă de amator, dar s-ar putea să fi fost special făcută în felul ăsta. Banii nu erau al lui Marriott, nu-i așa? Nu știu. Am impresia că nu, dar e doar o impresie. N-a vrut să-mi povestească despre doamna implicată în chestia asta. Nu știm nimic despre Marriott, încă, a zis Randall încet. Poate că a vrut să-i fure el însuși. Hm? Eram surprins. Probabil, arătam surprins. Mutra lui Randall a rămas neschimbată. Ai numărat banii? Bineînțeles că nu. Mi-a dat un pachet. Erau banii înăuntru și păreau o mulțime. A spus că erau 8,000. De ce ar fi vrut să-i fure de la mine când îi avea deja înainte să intru eu în scenă? Randall s-a uitat spre tavan și a lăsat corțurile gurii în jos. A dat din numeri. Hai să o luăm iarăși mai din urmă. Cineva i-a jefuit pe Marriott și însoțitoarea lui, a șterpelit acest colier de jad și alte câteva bijuterii. Mai târziu le-a propus să-l răscumpere pentru o sumă foarte mică în raport cu presupusa lui valoare. Marriott trebuia să facă schimbul. A vrut să se descurce singur. Nu știm dacă cealaltă parte a impus asta sau măcar a menționat-o. În cazuri din astea pun în general condiții destul de bune. Dar Marriott a decis că poate fi însoțit. Amândoi ați crezut că aveți de-a face cu o bandă organizată, care nu apelează la durități pentru a încheia afacerea. Marriott era speriat. Foarte normal. Dorea companie și te-a ales pe tine, deși erai un străin pentru el. Doar un nume pe o carte de vizită primită de la o persoană despre care ți-a spus că e un prieten comun. Apoi, în ultimul moment, Marriott a hotărât ca tu să duci banii și să discuți cu băieții, în timp ce el se ascunde în fundul mașinii. Zici că a fost ideea ta, dar poate că spera să propui asta. Dacă nu, ar fi făcut-o el. Nu prea a agreat ideea la început. A ridicat din nou din numeri. S-a prefăcut că nu-i place, dar a cedat. În sfârșit, a primit un telefon și a plecat spre locul descris. Toate astea pot fi puse la cale de Marriott. Nu poți fi convins de nimic din ceea ce ți-a povestit. Când ați ajuns, nu era nimeni pe acolo. Ar fi trebuit să conduceți până în vale, dar vi s-a părut că nu e suficient loc pentru mașina aceea mare. Ci chiar n-a fost, pentru că e zgâriată zdraven pe partea stângă. Cobor din mașină, te duci în vale, aștepți câteva minute, te întorci și cineva din mașină te pocnește în cap, presupunând că Marriott vroia banii ăia și mai vrea să te scoată țapii spășistor. N-ar fi acționat exact așa? E o teorie superbă. Marriott m-a pocnit, a luat banii, apoi a avut mustrări de conștiință și și-a zburat creierii, după ce a îngropat banii sub un tufiș. Randall s-a uitat fix la mine. Avea un complice, bineînțeles. Ar fi trebuit să vă aranjeze pe amândoi, ca să nu fie nevoit să dea o parte din bani. Dar complicele l-a înșelat și l-a omorât. Pe tine n-a fost nevoie să te omoare, pentru că nu-l cunoști.
L-am privit admirativ și mi-am scuturat țigara într-o scrumieră de lemn care a avut odată margine de sticlă. Se potrivește cu ceea ce știm până acum, a zis Randall calm. E o teorie la fel de bună ca oricare alta. Un lucru nu prea se potrivește. De ce să mă lovească Marriott din mașină? Oricum, după ce a fost omorât, eu nu-l mai suspectez. Ba, se potrivește foarte bine. Tu nu i-ai spus lui Marriott că ai arma, dar ar fi putut să bănuiască sau să observe că ai ceva sub braț. În acest caz, era normal să te lovească atunci când nu te aștepți și nu te așteptai să fii lovit din mașină. Bine, am zis. Ai câștigat. E o teorie bună, dacă presupunem că banii nu erau ai lui Marriott, că voia să-i fure și că avea un complice. Deci, planul lui era să ne turnăm amândoi cenușă în cap. Banii s-au dus, ne pare rău, eu plec acasă și uit tot. Vreau să zic, așa spera el să se termine? I-ar fi plăcut? Randall a zâmbit nemulțumit. Nici mie nu prea îmi place. Dar mă străduiesc să găsesc ceva. Și se potrivește cu ceea ce știm până acum, adică foarte puțin. Nu știm destule pentru a trece la teorii. De ce să nu presupunem că spunea adevărul și că poate a recunoscut vreunul dintre hoți? Ai zis că n-ai auzit nicio luptă, niciun zgomot. Așa e. S-ar putea însă să-l fi strâns de gât repede sau să fi fost prea speriat ca să mai poată țipa. Să presupunem că erau ascunși după tufișuri și m-au văzut plecând. N-am îndepărtat ceva, câțiva zeci de metri. S-a uitat în mașină și l-au văzut pe Marriott. Cineva îi pune un pistol în față și ordonă să iasă repede. Apoi îl lovesc, pentru că a zis ceva sau s-a comportat ca și când ar fi recunoscut pe cineva. În beznă? Da, unele voci îți rămân în minte. Poți recunoaște pe cineva, chiar și în întuneric. Așa trebuie să fi fost. Randall a scuturat din cap. Dacă e o bandă bine organizată, de hoți de bijuterii, ne-ar fi omorât fără să fie provocați. S-a oprit brusc și ochii au strălucit. A închis gura încet, atent. Avea o idee. Șantaj, a zis. Am dat din cap. Da, asta e o idee. Încă ceva. Cum ai ajuns aici? Cu mașina mea. Unde era mașina ta? În Montmartre Vista, în parcarea de lângă cafenea. M-a privit gânditor. Cei doi plășgani din spatele lui s-au uitat la mine cu suspiciune. Bețivul din celulă a început să cânte, dar vocea era răgușită și asta l-a descurajat. A început să plângă. M-am întors la autostradă și am făcut autostopul. O fată singură a oprit și m-a luat. Ce fată, a zis Randall. Era noaptea târziu, pe o șosea pustie și a oprit. Da, unele fac asta. N-am încercat să o cunosc, dar părea drăguță. Îi priveam știind că nu mă cred și întrebându-mă de ce nu spun adevărul. Era o mașină mică, am continuat. Un Chevy. N-am luat numărul. Ha, n-a luat numărul, a zis unul dintre idioți și a scuipat din nou în coșul pentru hârtii. Dacă ascunzi ceva în ideea că vrei să lucrezi personal la cazul ăsta, mai bine ai lăsa o baltă, Marlo. Nu-mi plac toate bucățile poveștii tale și am de gând să-ți mai las o noapte de gândire. Mâine o să-și cer o declarație scrisă. Până atunci, lasă-mă să-ți dau un sfat. E vorba despre o crimă. E treaba poliției și nu vrem ajutorul tău, chiar dacă ne-ar fi de folos. Tot ce vrem de la tine e povestea. Clar? Clar. Pot să plec acasă? Nu mă simt prea bine. Poți. Ochii lui păreau de gheață. M-am ridicat și m-am îndreptat spre ușă într-o tăcere mormântală. După ce am făcut patru pași, Randall și-a adres vocea și a zis dintr-o doară. A, încă ceva. Ai observat ce fel de țigări fuma Marriott? M-am întors. Da, unele maro, sud-americane, într-o tabacheră franțuzească emailată. S-a întins după o cutiuță îmbrăcată în mătase, aflată în grămada de lucruri de pe masă și a pus-o în fața sa. Pe asta ai mai văzut-o? Sigur, am văzut-o pe masă, printre lucrurile lui. Înainte de asta. Cred că da. Zăcea nu știu pe unde. N-ai scotocit cadavrul? Ok, m-am uitat prin buzunarele lui. Asta era într-unul din ele. Îmi pare rău. Curiozitate profesională. N-am deranjat nimic. În plus, era clientul meu. Randall a luat tabacheră de mătase și a deschis-o. S-a uitat în ea. Era goală. Cele trei țigări dispăruseră. Am strâns tare din dinți și mi-am păstrat expresia obosită. Nu era deloc ușor. L-ai văzut fumând vreo țigară din cutia asta? Nu. Randall a clătinat din cap. Este goală, precum vezi, dar era în buzunarul lui. Are puțin tutun în ea. Am de gând să-l examinez la microscop. Nu sunt sigur, dar bănuiesc că este marihuana. Dacă ar fi avut așa ceva, ar fi fumat în seara asta. Avea nevoie de curaj. Randall a închis tabachera cu atenție și a pus-o la loc.
Asta-i tot, a spus. Și nu te băga. Am ieșit. Ceața se risipise și stelele erau strălucitoare, parcă ar fi fost din crom, lipite pe un cer din catifea neagră. Am condus repede. Aveam mare nevoie să beau ceva și barurile erau închise. Capitolul 13. M-am trezit la ora 9. Am băut 3 cești cu cafea neagră, mi-am pus comprese cu gheață pe ceafă și am citit 2 ziare de dimineață care fusese răstrecurate pe sub ușa apartamentului. Era un paragraf despre Mus Malloy, dar numele lui Nalty nu era menționat. Nimic despre Lindsay Marriott, poate la rubrica mondenă. M-am îmbrăcat, am mâncat 2 fierte, am băut a 4-a ceașcă cu cafea și m-am privit în oglindă. Mai aveam încă umbre vineții sub ochi. Am deschis ușa de la apartament ca să plec, dar a sunat telefonul. Era Nalty. Părea supărat. Marlow? Da. L-ai prins? Da, sigur. L-am prins. S-a oprit și a râs. Apoi a continuat. Pe drumul spre Ventura, după cum am prevăzut. Mamă, ce distracție! Un băiat imens, cât un baraj, în drum spre un bordel. Avea 5 sticle de rachiu pe locul din față al unei mașini închiriate și bea din a 6-a în timp ce conducea cu 70 de mile pe oră. Ca să-l prindem, n-am avut nevoie decât de 2 polițiști de prin zonă, cu arme și bastoane. A făcut o pauză. I-au trecut prin cap câteva poante, dar niciuna nu se potrivea. Nalty a continuat. Tipul s-a jucat puțin cu polițiștii și, după ce a reușit să-i trimită la culcare, le-a răsturnat mașina, a aruncat stația radio într-un șans, a deschis o nouă sticlă de rachiu și s-a culcat și el. Peste câtva timp, băieții și-au revenit și au început să-l lovească cu bastonul în cap. După vreo 10 minute a simțit, dar avea deja cătușe. A fost ușor. Acum e la închisoare, pentru conducerea mașinii sub influența alcoolului, agresarea unor polițiști aflați în misiune, 2 la număr, pagube aduse proprietății publice, încercare de evadare, tulburarea liniștii și parcare în locuri interzise. Amuzant, nu-i așa? Care-i poanta? Doar nu mi-ai povestit toate astea ca să mă distrez. Era altul, a spus Nalty furios. Idiotul ăsta se numește Stoianovski, locuiește în Hammett și tocmai se întorcea de la muncă. Lucrează în subteran, în tunelul San Jack. Are nevastă și 4 copii. Nevastă sa e îndurerată. Ce ai de gând cu Malloy? Nimic, mă doare capul. Oricând ai puțin timp liber? Nu cred, am zis. Mulțumesc, oricum. Când e ancheta referitoare la negru? De ce te interesează? Am râit Nalty și a închis. Am mers pe bulevardul Hollywood, am parcat mașina în spatele clădirii și am urcat în biroul meu. Am deschis ușa de la sălița de așteptare, pe care o las întotdeauna descuiată. Poate vine vreun client care vrea să aștepte. Domnișoara Ann Reardon și-a ridicat privirea dintr-o revistă și mi-a zâmbit. Purta un costum cafeniu și o bluză albă cu guler înalt de desubt. În lumina zilei, părul era castaniu și peste el avea o pălărie cu o calotă, cât un pahar de whisky și un bor imens. O purta la un unghi de aproximativ 45 de grade, astfel că marginea borului îi atingea umerii. În ciuda acestui fapt, arăta interesant. Sau, poate tocmai datorită acestui fapt. Avea cam 28 de ani. Fruntea nu era prea lungă, dar era mai lată decât se considera a fi elegant. Nasul era mic și ascuțit, buza de sus era puțin cam lungă, iar gura puțin cam lată. Ochii erau albastru cenușiu cu licărire aurii. Avea un zâmbet frumos. Arăta ca și cum ar fi dormit bine. Era un chip drăguț. Un chip pe care îți face plăcere să-l privești. Drăguț. Dar nu chiar atât de drăguț, încât să iei cu tine un box ori de câte ori o scos la plimbare. Nu știam care sunt orele tale de program, așa că am așteptat. Am observat că secretara nu este aici azi. N-am secretară. Am traversat sala și am descuiat ușa biroului, apoi am conectat soneria de la ușa exterioară. Ăsta e locul unde îmi stor creierii. Hai să intrăm. A trecut prin fața mea, lăsând în urmă un miros de santal abia perceptibil. A rămas în picioare, privind la cele 5 dulapuri pentru dosare, la covorul maro rușcat, destul de uzat, la mobila prăfuită și la perdelele nu prea curate. Cred că ai avea nevoie de cineva care să răspundă la telefon. Și, măcar din când în când, să trimită perdelele la spălat. O să mă ocup eu de perdele. La sfântul așteaptă. Ia loc. S-ar putea să-mi scape câteva lucruri neimportante și nefolositoare, de amănunt, dar economisez bani. Înțeleg, a spus cu răceală, și a așezat cu atenție o geantă mare din piele de căprioară pe un colț al biroului acoperit cu sticlă. S-a întins și a luat o țigară. Mi-am pârlit degetele cu un chibrit pentru a-i oferi foc. A suflat fumul și mi-a zâmbit. Dinți frumoși. Puțin cam mari. Probabil că nu te așteptai să mă vezi atât de curând.
Ce-ți mai face capul? Nu prea bine. Într-adevăr, nu mă așteptam. Poliția s-a purtat drăguț cu tine? În limita posibilităților lor. Nu te rețin de la ceva important, nu-i așa? Nu. Cu toate astea, nu ești prea încântat că mă vezi. Mi-am umplut pipa și m-am întins după cutia cu chibrituri. A urmărit asta încântată. Fumătorii de pipă sunt tipi puternici. Eu am să o dezamăgesc. Am încercat să te scot din chestia asta, i-am zis. Nu știu exact de ce. Oricum, nu mai este treaba mea. Mi-am încasat porția noaptea trecută și n-am reușit să adorm decât cu ajutorul unei sticle. Acum e cazul poliției și am fost avertizat să nu mă bag. Motivul pentru care n-ai vrut să mă amesteci, a continuat ea calm, este acela că te-ai gândit că poliția nu o să creadă că am coborât aseară până acolo numai din curiozitate. Aș fi fost suspectă și m-ar fi bătut la cap până mă zăpăceau. De unde știi că eu nu te consider suspectă? Polițiștii sunt și ei oameni, a zis, fără legătură cu întrebarea mea. Erau, atunci când au intrat în poliție. Oh, ești cinic în dimineața asta. A aruncat o privire scormonitoare de jur împrejur. Te descurci bine aici? Financiar, vreau să zic. Cu mobila asta am râit. Sau ar trebui să încerc să-mi văd de treburile mele și să nu pun întrebări impertinente. Ar merge, dacă ai încerca. Acum suntem chit. Spune-mi, de ce m-ai acoperit aseară? A fost din cauză că am păr roșcat și o figură drăguță? N-am zis nimic. Am să mai încerc. Te-ar place să știi cui aparținea colierul de jad? Am simțit cum mi-a înțepenit fața. M-am gândit, dar nu eram sigur. Mi-am adus brusc aminte. Nu-i spusesem niciun cuvânt despre vreun colier de jad. Am luat chibriturile și mi-am aprins din nou pipa. Nu foarte mult, am zis. De ce? Pentru că știu. Aha. Ce faci tu atunci când ai cu adevărat chef de vorbă? Mici degetele de la picioare? Ai venit aici ca să-mi povestești ceva. Povestește mai repede. Ochii ei au clipit și mi s-a părut pentru un moment triști. Și-a strecurat limba printre dinți și a rămas așa câteva clipe privind fix biroul. Apoi a dat din numeri și mi-a zâmbit candid. Oh, știu că sunt al naibii de curioasă. Dar e glasul sângelui. Tata a fost polițist. Se numea Cliff Reardon și a fost șeful poliției din Bay City timp de 7 ani. Presupun că ăsta e motivul. Parcă mi-amintesc. Ce s-a întâmplat cu el? A fost concediat. Asta l-a distrus. O bandă de pungași condusă de un anume Laird Brunet a reușit să instaleze un primar. L-a mutat pe tata la biroul de înregistrări și identificări, care în Bay City e cât un pliculeț de ceai. Tata a renunțat. A tăiat frunza la câini câțiva ani, apoi a murit. Curând după aceea a murit și mama. Sunt singură de 2 ani. Îmi pare rău. A stins țigara. Nu avea urme de ruși pe filtru. Singurul motiv pentru care te plictisesc cu asta este acela că mă descurc ușor cu polițiștii. Presupun că ar fi trebuit să spun aseară. În dimineața asta am aflat cine se ocupă de caz și m-am dus să-l văd. La început a fost puțin supărat pe tine. Nu-i nimic. Chiar dacă i-aș fi spus adevărul, tot nu m-ar fi crezut. Ce poate să-mi facă? Îmi mănânc o ureche și cu asta basta. Părea afectată. M-am ridicat și am deschis și cealaltă fereastră. Zgomotul traficului de pe bulevard a pătruns în valuri. Mă simțeam îngrozitor. Am deschis sertarul de jos al biroului, am scos sticla și mi-am turnat un pahar. Domnișoara Reardon mă urmărea cu dezaprobare. Nu mai eram un tip puternic. Am băut ce era în pahar, am pus sticla la loc și m-am așezat. Nu mi-ai oferit și mie, a spus cu răceală. Îmi pare rău. E abia ora 11 sau chiar mai devreme. Nu m-am gândit că vrei. Ochii i s-au încrețit la colțuri. E un compliment? În cercul meu, da. S-a gândit la asta. Nu însemna nimic pentru ea. Nu însemna nimic nici pentru mine. Dar băutura mă făcea să mă simt ceva mai bine. S-a aplecat și a tras încet geanta de-a lungul biroului. N-ai vrea să angajezi un ajutor, nu-i așa? Nici măcar dacă te-ar costa numai un cuvânt amabil, din când în când? Nu. A dat din cap. M-am gândit că n-o să vrei. Mai bine îți spun ce știu și mă duc acasă. N-am zis nimic. Mi-am aprins din nou pipa. Te face să par preocupat, chiar atunci când nu te gândești la nimic. În primul rând, m-am gândit cu un colier de jad ca acela e o piesă de muzeu, foarte bine cunoscută. Am ținut chibritul în sus, încă arzând, și am urmărit flacăra apropiindu-se de degete. Atunci am suflat cu blândețe și am aruncat bățul în scrumieră. Nu ți-am spus nimic despre un colier de jad. Tu nu, dar locotenentul Randall da. Ar trebui să-i coasă gura. Îl cunoștea pe tata. I-am promis că nu spun nimănui. Mi-ai spus mie. Știai deja, prostule.
Și a ridicat mâna ca și când ar vrut să-și acopere gura, dar s-a oprit la jumătatea drumului și a pus mâna la loc. Apoi a clipit. Bine jucat. Știai, nu-i așa? A întrebat apăsat. Eu credeam că e vorba despre diamante. Un brățar, o pereche de cercei, un pandantiv, trei inele, dintre care unul avea și smaralde. Nu-i prea amuzant. Chiar deloc. Jad feisui. Foarte rar. Mărgele sculptate de 6 carate fiecare, 60 de bucăți. Face 80.000 de dolari. Ai niște ochi căprui frumoși și o faci pe durul. Ei bine, cui aparține și cum ai aflat? Am aflat foarte ușor. M-am gândit că cel mai bun bijutier din oraș ar trebui să știe. Așa că m-am dus la managerul de la Blocks. I-am spus că sunt scriitoare și vreau să scriu un articol despre pietre prețioase rare. Și așa mai departe. Știi tu. Așa că el a crezut în părul tău roșcat și în chipul tău frumos. S-a însorit vizibil. Mi-ar fi spus oricum. Aparține unei doamne bogate, care locuiește în Bay City, pe o proprietate aproape de canion. Doamna Luin Lockridge Gray. Soțul ei este om de afaceri. Banchier sau așa ceva. Enorm de bogat. Vreo 20 de milioane. Avea o stație de radio în Beverly Hills, stația KFDK, și doamna lucra acolo. S-au căsătorit de 5 ani. Domnul Gray este mai în vârstă, cam bolnav. Stă acasă și înghite calomel, în timp ce doamna Gray se distrează în oraș. Managerul ăsta de la Blocks e un tip tare bine informat. Nu știu toate astea de la el, prostule, doar despre colier. Restul le-am aflat de la G.D. Gerdy Arbogast. Am scos din nou sticla. Doar n-ai de gând să devii unul dintre detectivii aceia beți, nu-i așa? M-a întrebat neliniștită. De ce nu? Ei își rezolvă întotdeauna cazurile, fără măcar să transpire. Continuă povestea. G.D. Gerdy este editor la Chronicle. Îl cunosc de mulți ani. Cântărește cam 100 și are mustață gen Hitler. Am căutat în arhivă ceva despre familia Gray. Privește. A scotocit în geantă, a scos o fotografie și a împins-o spre mine. Era o blondă. O blondă în stare să facă un călugăr să spargă ferestrele cu vitralii. Era îmbrăcată în haine de stradă, alb cu negru, și purta pălărie. Părea puțin cam trufașă. Nu prea tare. Orice s-ar spune, era frumoasă. Vreo 30 de ani. Am luat o gură de băutură și am simțit cum îmi arde gâtul. Ia-o de aici, am spus. O să încep să țopăi. De ce? Pentru tine am luat-o. O să întâlnești, nu-i așa? Am privit din nou fotografia, apoi am strecurat-o sub sugativă. Diseară la 11 ar fi bine? Ascultă, nu te ține numai de bancuri, domnule Marlowe. Am vorbit cu ea la telefon. O să te primească. Așa începe totul. A făcut un gest nervos, așa că am încetat să mă mai prostesc și mi-am refăcut mutra încruntată. De ce vrea să mă vadă? Colierul, bineînțeles. Uite cum a fost. I-am dat telefon și am avut o grămadă de probleme încercând să vorbesc cu ea. Dar am reușit. I-am spus și ei textul pe care îl spusesem tipului de la Blocks, dar n-a mers. Se purta ca și când ar fi fost mahmură. A spus ceva despre vorbit cu secretara, dar am reușit să o țin la telefon și am întrebat-o dacă e adevărat că are un colier de jad Fei Tsui. După un timp, a răspuns că da. Am întrebat-o dacă aș putea să-l văd. A vrut să știe de ce. Am plasat din nou textul acela, dar iar n-a mers. O auzeam căscând și răstindu-se la cineva, pentru că i-a făcut legătura cu mine. Atunci, i-am spus că lucrez pentru Philip Marlowe. A zis, nu zău, chiar așa? Incredibil! Doamnele din alta societate vorbesc ca niște stricate. Știu eu, a zis domnișoara Reardon cu dulceață în glas. Poate unele chiar sunt stricate. Am întrebat-o dacă are un telefon direct și mi-a spus că nu e treaba mea. Dar n-a închis. Nostim, nu? Era preocupată de colier și nu știa ce amestec ai tu. Sau poate o fi auzit deja de la Randall. Domnișoara Reardon a dat din cap. Nu. L-am sunat mai târziu și nu știa cui aparține colierul. I-am spus eu și era foarte surprins că am aflat. O să se obișnuiască cu tine, am zis. N-are încotro. Și pe urmă? Atunci i-am zis doamnei Gray. Încă îl mai vreți înapoi, nu? Chiar așa. N-am știut cum să spun altfel. Trebuia să zic ceva șocant. A mers. Mi-a dat imediat un alt număr de telefon. Am sunat-o acolo și am spus că vreau să o văd. A părut surprinsă, așa că a trebuit să-i spun povestea. Nu i-a plăcut. Dar se întreba de ce nu auzise nimic despre Marriott. Presupun că s-a gândit că a plecat cu banii. O să o văd la ora 2. O să-i spun cât de drăguț și cât de discret ești și că vei fi atât de amabil încât să o ajut să recapete colierul. Dacă mai există vreo șansă. Și așa mai departe. Este deja interesată. N-am spus nimic. O priveam fix. Părea dezamăgită. Ce se întâmplă? Am greșit?
Înțelegi că ăsta este de acum cazul poliției și am fost avertizat să nu mă amestec? Doamna Grail are tot dreptul să te angajeze, dacă vrea să o facă. Să facă ce? A deschis și a închis geanta cu gesturi nervoase. O, Doamne, femeie ca asta, cu privirea asta, arătând așa de bine, s-a oprit și și-a mușcat buza. Ce fel de om era Marriott? Nu l-am cunoscut prea bine. Cred că era un afemeiat. Nu prea mi-a plăcut. Genul care atrage femeile? Unele. Altele l-ar scuipa. Se pare că pe doamna Grail a atras-o. A ieșit cu el. Probabil că iese costă de bărbați. Sunt foarte puține șanse să găsim colierul acum. De ce? M-am ridicat, m-am dus într-un capăt al biroului și am bătut tare cu pumnul în perete. Țăcănitul mașinii de scris din partea cealaltă a încetat un moment, apoi a început din nou. M-am dus la fereastra deschisă și m-am uitat în jos, la spațiul dintre clădirea mea și hotelul Mansion House. Mirosul de cafea era atât de tare încât puteai să stai pe el. M-am întors la birou, am pus sticla de whisky la loc în sertar, l-am închis și m-am așezat. M-a prins pipa pentru a opta sau a noua oară și am privit cu atenție peste paharul pe jumătate gol, la fața mică, serioasă și cinstită a domnișoarei Reardon. Puteai să îndrăgești chipul ăsta. Sunt multe blonde atrăgătoare care nu valorează mai mult de 10 cenți duzina. Dar asta e o fată care îți rămâne întipărită în minte. I-am zâmbit. Ascultă, Ann, uciderea lui Marriott a fost o greșeală prostească. Banda din spatele acestui jaf n-ar fi făcut niciodată așa ceva. Probabil că vreun tâmpit pe care l-au angajat ca să țină un pistol în mână și-a pierdut capul. Marriott a făcut o mișcare greșită și cretinul l-a lovit. Totul s-a întâmplat atât de repede încât nimeni n-a putut să intervină. E vorba de o bandă bine organizată, care are informații sigure despre bijuterii și doamnele care le poartă. Cer sume moderate care compensă și joacă cinstit. În cazul ăsta e o crimă grosolană care nu se potrivește deloc. Eu cred că cel care a făcut-o e mort de câteva ore, aruncat în Pacific cu greutăți legate la picioare. Iar colierul ori este în Pacific, ori, dacă știu valoarea lui adevărată, l-au ascuns undeva și nu o să aibă curajul să scoată ani buni de acum înainte. Sau, dacă banda e suficient de mare, s-ar putea ca bijuteria să apară în alt colț al lumii. Cei 8.000 pe care i-au cerut par a fi foarte puțin, dacă avem în vedere valoarea reală. Pe de altă parte, e un obiect greu de vândut. Oricum, de un lucru sunt sigur, n-au vrut să omoare pe nimeni. Ann Reardon m-a asculta, cu buzele întredeschise, cu o figură fascinată, parcă l-aș fi privit pe Dalai Lama. A închis gura încetişor și a dat din cap. Ești minunat, a spus cu blândețe, dar ești trăznit. S-a ridicat și a tras geanta spre ea. Te duci să vorbești cu tipa sau nu? Randall nu mă poate opri, dacă dorința este a ei. Bine, eu mă duc la un alt editor ca să văd ce mai pot să aflu. Poate despre viața ei amoroasă. Ar trebui să aibă, nu?